Bună seara! Bună seara! Noi avem o temă, dar, sincer, eu aștept să văd care sunt problemele voastre, înainte să încep. Adică, să ne raportăm un pic la ce aveți voi nevoie. Știți că orice grup formează un subconștient de grup și acolo sunt toate întrebările voastre. Dar o să începem cu tema. Nu? Tema de pe afiș era între Reiki și Reiki. Era Reiki între mici și realitate. Nu era între Reiki și Reiki. Era între mici și realitate și dincolo de frontiere. Adică de la Reiki la Reiki. Dar nu știu dacă mai trebuie să vorbim atâta despre Reiki, că marea majoritate a oamenilor din sală cred că știu suficient de multe lucruri. Și în ultima vreme, nu știu dacă mai degrabă cu Rizvan am vorbit asta, m-am cam depărtat de Reiki sub forma clasică. Nu de alta, dar știi, așa că o glumă, e singurul loc în care bărbații se laudă că lor e mai scurtă, linia de inițiere. Și atunci, nu. Da. Și atunci ar trebui să vorbim direct despre lucrurile de care au oamenii nevoie. Și în ultima vreme, tot mai mulți oameni au trecut, cred că, de prima etapă, aia a aflării unui mormânt de informații. Am tot primit și eu întrebări, nu neapărat pentru conferința de astăzi, în general. Oamenii pornesc până am spune, am citit un metru linear de cărți, am citit 100 de cărți, le-am citit pe toate chiar, ceea ce nu știu ce ar putea să însemne asta, că nici eu nu le-am citit pe toate, n-am reușit nici măcar să citim titlurile tuturor cărților. Nici nu știm care sunt toate. Nici nu știm care sunt toate. Și vine întrebarea, dar ce practici? Întrebare pe care o pun oamenilor la fiecare întâlnire. Și de multe ori sunt curios că cei care au intrat în dialog chiar practică, măcar o singură tehnică, măcar un minut pe zi. Dar mai sunt că destui oameni care așteaptă ca pur și simplu prin primirea informației să producă un salt. Nu prin primirea. Inițierea. Inițierea face buf și le oferă ceva și după aceea, citind cartea, o să obțină încă ceva. Și în același timp am văzut că sunt persoane care au trecut o singură dată, undeva la un curs, n-au citit nicio carte, dar de două zi cu curaj s-au apucat să facă terapie, să-și facă autotratamentul, să facă terapie și au rezultate de-a dreptul fabuloase. Fabuloase pentru că au aplicat în viața lor și în practica de zi cu zi, smerenia necesară față de procedură. Adică n-au vrut neapărat să fie mai deștepți decât toți cei din jurul lor, ci au vrut doar cu umilință să practice ceva. De altfel, la seară la Iași, după lansarea cărții, am băut un vin pe care scria smerenie, așa pe sticlă. Și exact ca în viața de zi cu zi, la început smerenia e ușor amară, dar pe aia devine dulce. Eu am două. Am și smerenie, am și ispită. Obligatoriu și n-am două. Nu. Am ispitele de mine. Bun. Ce vreau eu? Pentru că tot vin sărbătorile. Pe mine m-a interesat să facem o legătură între ceea ce ați făcut voi, Reiki, și tot ce înseamnă creștinism. De ce? Pentru că este o... Nu e prăpastie, dar oricum este o... Se cască o groapă, nu e chiar prăpastie, între ideea de Reiki și creștinism. Ori asta nu este bine. Nu e bine nici pentru voi, nu e bine nici măcar pentru creștinism. Noi, ca și nație, suntem profund creștini. Vrem, nu vrem, avem botez. Vrem, nu vrem, suntem inițiați pe cruce. Să știți că Reiki-ul nu a venit decât să vă reînvețe niște valori pe care Mântuitorul le-a adus și care între timp s-au pierdut. S-au pierdut de ce? S-au pierdut pentru că, mă rog, creștinismul a mers așa, din gură în gură până la un moment dat. Și din cauza asta s-au pierdut tainele terapiilor, tainele vindecărilor. Tainele vindecării tale. Da? Ei,
Revenirea la propria vindecare, la propria evoluție personală, face ca în perspectivă să puteți să-i ajuta și pe alții. Ori, nu cred că este firesc ca, cum să zic eu, să fiți considerați altfel decât ceilalți. Ori, pe mine asta mă interesează să discutăm un pic despre relația dintre Reiki și creștinism, dintre legăturile dintre Reiki și creștinism. O să vedeți că, vreți, nu vreți, indiferent ce sisteme practicați, ce cunoaștere dobândiți, la un moment dat o să ajungeți tot la Iisus Hristos. Ori, pe mine mă interesează să înțelegeți că Reiki-ul ăsta nu face altceva decât să vă pregătească pentru El. Lucru care între timp s-a pierdut. Și vă mai spun și de ce. Vorbeam acum câteva minute cu o persoană. Știți? Corpurile noastre au o vibrație. Corpurile noastre au o energie personală. Fiecare venim de undeva. Tocmai asta este frumusețea acestei lumi, pentru că în sala asta sunteți persoane de diverse vibrații. De diverse ceruri. Veniți fiecare din alt loc. Și totuși coexistați în aceeași sală. Să știți că asta nu este posibil în cer. În cer nu există așa ceva. În cer fiecare se duce la vibrația lui. În cer fiecare se duce la locul lui. Pentru simplu motiv că dacă ești mai sus, te arde, dacă ești prea jos, ți-e frig. Și atunci, Pământul, tocmai asta este, are, tocmai asta este frumusețea Pământului, că în același loc coexistă simultan, de la demoni întrupați până la Sfinții în viață. Până la Îngeri trimiși de Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Stăteam și mă gândeam. Să știți că Reiki-ul este foarte ușor acceptat de Îngeri întrupați. Foarte ușor acceptat de, hai să zicem, spiritele foarte înalte venite pe Pământ. Tocmai pentru că percep Reiki-ul ca fiind pozitiv. Nu același lucru se întâmplă cu restul. Da? Tocmai din cauza vibrației. În Universul ăsta totul este vibrație. Și atunci, cum zicea Mântuitorul, nu poți să torni vin nou în burdufuri vechi, voi ar trebui să aveți ca obiectiv al vostru personal pregătirea pentru vibrații înalte. Nu se poate să accesezi vibrații înalte dacă nu îți pregătești corpul, sufletul și mintea pentru aceste vibrații. Din punctul ăsta de vedere, să știți că Reiki-ul este extraordinar. Pentru că Reiki-ul pleacă de la un nivel de cer 1, la care poate avea acces orice spirit întrupat, indiferent de unde vine, până la nivel de cer 8. Adică de la 8, vreau să spun că abia atunci încep să înțelegi cu adevărat creștinismul. Până și înțelegerea creștinismului presupune o vibrație înaltă. Pentru că orice pildă, orice cuvânt al Mântuitorului presupune o energie, presupune o vibrație. Cum pot să înțeleg pildele dacă nu am vibrația creierului necesară să rezonez cu ele? Dacă tot Universul ăsta este pe principiul rezonanței, ceea ce am eu de făcut este să-mi folosesc acest aparat numit minte, ca să pot să accesez gândurile de vibrație înalte, pe care le regăsiți în creștinism. Dar ca să le înțelegeți, trebuie să vă pregătiți pentru ele. Ori asta nu ține de noi, de maestri. Noi vă putem îndruma. Noi vă putem măsura. Putem să vă supervizăm. Dar în niciun caz nu putem să facem noi pentru voi. Adică dacă mergeți de aici, da? Stați în sala asta. Noi stăm de vorbă. Între timp stăm de vorbă, se fac curățări, se fac, mă rog, multe. Armonizare. Da? Armonizare presupune ridicarea vibrației tuturor la un același nivel. A tuturor celor de față, inclusiv a noastră. Bun. Dar vă duceți acasă. Sau unde vă duceți? Și trântiți un paraziții. Nu că nu-mi plac. Nu fac paraziții. Ca un mesaj interesant. Dom'le, dar trebuie să vă fie foarte clar. Că există o vibrație, inclusiv a muzicii, există o vibrație
inclusiv a mâncării. Există o vibrație inclusiv a lucrurilor pe care le vedeți la televizor. Și o să vedeți, la un moment dat, în măsură ce îți crești vibrația, că nu mai poți să te uiți la aceleași lucruri pe care le urmăreai înainte. Nu mai rezonezi cu el. Și asta este o dovadă de evoluție. Corect. Nu sunt nici de acord, nu sunt de acord nici cu cei care cresc și sunt ca niște baloane care au pierdut legătura cu pământul. Să strângi, să strigi către el, hello, aici pământul. Adică, e foarte important să vă construiți un mental care să poată să fie echilibrat și armonios, indiferent de vibrația pe care o întâlnește. Pentru că în viața voastră o să întâlniți multe. O să întâlniți și conferințe de genul ăsta, o să întâlniți și nunți, o să întâlniți și botezuri, o să întâlniți și chefuri. Iar voi trebuie să gândiți în fiecare moment la fel. Știți, apropo de Mântuitorul. Să știți că Mântuitorul nu ne este prezentat exact cum ar trebui să ne, să ne fie prezentat. Da, corect. E Dumnezeu. E Fiul de Dumnezeu. Dom'le, dar să știți că Iisus Hristos a fost și la nunta din Cana. Și să știți că la nunta din Cana n-a stat frumos într-un colț. Pentru că era regulă să danseze toți. Și dansurile pe vremea aia, vreau să vă spun că s-a făcut o cum să vă zic eu, o reconstituire a dansurilor din vremea. Erau cam, cum să zic eu, n-au niciun un fel de scălămbăială. Să nu credeți că n-a dansat. Pentru că El trebuia mai întâi de toate să fie ce? Era Dumnezeu, dar trebuia să fie uman. De ce trebuia să fie uman? Pentru că Mântuitorul nu poate să fie un model pentru mine dacă nu e și uman. El devine un model pentru fiecare din noi în măsura în care este uman. În măsura în care face legătura între mine și Divinitate. Între umanul din mine și Divinitate. Oi, încercam să fac această paralelă între Reiki și creștinism, ca să înțelegeți că Reiki îți va aduce niște valori, deci au un acces la energie, care se activează pe măsură ce voi creșteți. Acum tu înțelegi, nu e Reiki, doar Reiki-ul ca atare? Nu, vorbesc de toate sistemele Reiki sau Neo-Reiki. Folosim Reiki așa cum folosim Adidas-ul pentru pantoful de sport. Absolut. Nu e vorba doar de Reiki. Și uite, și tu pui totuși parcă prea tare accentul acum pe partea asta mentală. Făcând și comparația drumului în Reiki, care ne duce pe aproape de Iisus și de creștinism. Și în creștinism, dacă rămâi doar în zona asta de cunoaștere, nu faci decât să citești, să recitești la nesfârșit acele cărți care tot încearcă să dezvolte adevărata viață a lui Iisus, adevăratul cod, adevărate lucruri care s-au întâmplat acolo, care însă nu ai acces la ele. Dar cred că și în Reiki, și în credința noastră și practica noastră religioasă, trebuie să mergem mai ales pe partea cu sufletul. Pentru că mentalul o să ne ducă, o să ne apropie, o să ne învețe o serie de lucruri, sigur că ai nevoie să afli anumite lucruri, dar la un moment dat trebuie să le trăiești. Trăirea asta se face și prin participare. Eu nu mă refer numai la mental. Adică, știți, eu când mă gândesc la minte, mă gândesc la capacitatea de a pătrunde lucrurile. Dar când mă refer la asta, mă refer la un om unitar. Adică eu cred că omul trebuie să evolueze, trebuie să se trezească, da? Trebuie să urce ca vibrație, trebuie să-și unească sinele cu sufletul și cu conștiința, pentru ca în perspectivă să devină un tot, o sferă. Și această sferă, care conține inclusiv sufletul, să acceadă la gânduri de vibrație înaltă, la ideile divine. Ori, asta nu se poate face decât în măsura în care eu învăț să-mi schimb efectiv structura chiar și a trupului. Chiar și a ADN-ului. Pentru că ADN-ul, să știți că nu este altceva decât o manifestare în plan fizic a spiritului nostru. Dacă spiritul nostru se evoluează, automat se schimbă și ADN-ul. Dacă eu mă schimb ca individ în perspectivă, se schimbă și ADN-ul. Asta este principiul burdufurilor vechi. Da? Burduful vechi e corpul nostru.
Vinul nou sunt energiile de vibrație înalte. Ori eu trebuie să-mi pregătesc trupul pentru aceste energii, pentru această evoluție. Eu nu pot să evoluez în contradicție cu trupul meu, pentru că se produce o schismă. Trebuie să merg simultan. Spiritul meu să urce simultan cu corpul meu. Și atunci devii un tot. Ești unitar. În momentul în care spiritul evoluează într-un sens și corpul rămâne la, la alt nivel, se produce o schismă. Ori se presupune că eu urc cu întreg corpul meu, nu numai cu o parte a mea. Eu, cum să vă zic, eu consider că omul este un tot, da? Minte, suflet, spiritul și, de ce nu, trupul. Ei, astea trebuie spunite. Adică asta presupune conștiință de sine, asta presupune integrare, integrarea propriului corp, asta înseamnă iubire de sine, asta înseamnă tot ce, tot ce reprezint eu ca individ. Pot să mă apropii de Dumnezeu dacă eu nu mă iubesc pe mine? Pot să mă apropii de Dumnezeu dacă nu îmi iubesc lumea în care trăiesc? Este una dintre greșelile care se face frecvent și este un lucru pe care va trebui să-l studiați și să-l înțelegeți. Faptul că această lume este un film extraordinar. Și la un moment dat aveți senzația aia că sunt secvențe de film, nu? Deja viu. Un plan. Opa, asta parcă mai văzut-o. În realitate, lumea asta este un film creat de Dumnezeu. Și în filmul ăsta creat de Dumnezeu avem un regizor, pardon, un producător, un regizor, avem scenariști, sau scenaristul, avem actori, avem decor și sunt ceilalți, da? Noi, actori, da? Ei, imaginați-vă că toate astea reprezintă Dumnezeu. Eu am fost, la un moment dat, criticat că o confund, scuzați cacofonie, că aș confunda creația cu Creatorul. Dom'le, creația asta, care suntem noi, lume, viața, este în afara Creatorului? Există ceva ce este în afara Creatorului? Există ceva din sala asta care nu conține pe Dumnezeu? Și există ceva în sala asta care nu este în Dumnezeu? Bun, și atunci noi nu ne confundăm cu creația și cu Creatorul? Noi nu suntem Dumnezeu și nu suntem în Dumnezeu? Știți când spunea Mântuitorul, oare nu ați înțeles că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl? Credeți că se referea la altceva decât faptul că fiecare dintre noi este o formă de manifestare a lui Dumnezeu? Fiecare dintre noi este o imagine a lui Dumnezeu și implicit o copie. Mai bună sau mai proastă? Ăștia suntem toți niște copii al lui Dumnezeu și tindem către perfecțiune. Măi, dar tot în Dumnezeu sunt. Dar când îți dai seama cu adevărat de lucrul ăsta? Îți dai seama, clipa în care îți dai seama că joci un rol în acel film. În momentul în care îți dai seama exact care e poziția ta față de producător și față de regizor, cum ai creat modelul ăsta al filmului. Și când îți dai seama că, de fapt, filmul ăla care e făcut și pentru tine și pentru ceilalți, în filmul ăla, tu trebuie să vii cu un aport al tău. Pentru că de-abia atunci filmul ăla este interesant pentru cel puțin pentru toți cei din jurul tău. Inclusiv pentru producător, nu? Care investește acolo. Creatorul a investit în filmul ăsta, nu ca un producător. Și atunci noi trebuie să devenim, la rândul nostru, conștienți de rolul pe care îl jucăm. Pentru că rolul ăsta să fie interesant pentru privitor și că el să-i mobilizeze pe ceilalți. Și cum spui tu, după ce am devenit conștient de golul meu, o să-mi schimb golul. Atunci am schimb și ADN-ul. Atunci am schimb toate lucrurile. ADN-ul se va schimba și și ADN-ul, apropo, dar ADN-ul și de schimbare, nu o schimb, nu schimb numai pe practica Reiki, schimb pe toate practicile. Absolut, care, orice practică. Până și rugăciunea face treaba asta. Deci nu mă refer doar la Reiki. Reiki este o formă, nu reprezintă tot. Reiki este doar o formă. Și lucrurile, ca nu cumva să înțeleagă cineva de asta, vreau să fac precizarea. Ca eu trebuie să practici Reiki, ca după aia să ai acces la credință și la regizie. În niciun caz. Ele sunt niște lucruri care merg în paralel. Și după mine,
și după centrii ăștia energetici pe care ne-am învățat noi să-i numim și să-i folosim într-un model corpul fizic, emoțional, mental și spiritual, Reiki și marea majoritate a sistemelor Reiki, care liniștesc corpul fizic și un pic corpul emoțional, pot să fie folosite și în același timp să practicați, să mergeți la biserică și să practicați, să fiți adevărați creștini, pentru că partea asta se întinde de la sufletul nostru, cum ar veni către corpul fizic și către mental. Și vindecarea sufletului, cred eu că e primul lucru care trebuie realizat, pentru că toți vorbim foarte mult de cauzele spirituale ale bolilor, care sunt mai degrabă cauzele sufletești ale bolilor, ale emoțiilor noastre negative, și nu, dar nu pot intra acolo vindecarea. De cele mai multe ori ne ducem direct pe corpul fizic și cu diversele noastre tehnici pe care le știm, fie de Reiki, fie chiar ale medicinii alopate, intervenim la nesfârșit asupra corpului fizic, fără să avem grijă de adevăratele și de corpul emoțional și de sufletul omului. Aici este una dintre părțile pozitive ale Reiki-ului. Și anume că autotratamentul ăsta care, domnule, pare personal, este, chiar dacă de departe pare așa că acționează asupra trupului, în realitate, el permite deblocarea și migrarea, ca să zic așa, unor energii care sunt stagnante în corpul nostru. Această mișcare a energiilor în corpul nostru, la un moment dat, face să ajungă unde? La cap. La creier. Și, de fapt, făcându-ți autotratamentul, tu ce faci? Începi să rememorezi lucruri. Cei care sunt masări, știu foarte clar că în momentul în care masezi pe cineva și deblochezi o energie, omul respectiv începe să vorbească despre ceva. Dacă îți muți tratamentul și masajul pe altă parte a corpului, omul respectiv va începe să vorbească despre altceva. Dacă te întorci la celălalt loc, omul va reveni să vorbească despre ce vorbea mai întâi. Asta pentru că energiile stagnante au strânsă legătură cu viața noastră. Deci imaginați-vă că toate memoriile voastre există și în corpul fizic. Și dar cele negative. Energiile alea stagnante nu erau nici pe fizic, nici pe mental. Erau pe emoțional. N-are importanță, sunt acolo. Ai corp emoțional și la genunchi. Pentru că ai stat umilit eventual cumva în genunchi. S-au pus la colț în genunchi. Câmpurile sunt peste tot. Nu asta câmpurile e sunt peste tot. Și masează când vine la genunchi și te masează acolo și tu ți-aduci aminte de momentul ăla în care ai stat umilit în genunchi. El acționează asupra corpului emoțional. Corpul mental analizează ce se întâmplă și corpul fizic, dacă ai noroc, în clipa aia se vindecă. Bun. Ideea este că evoluția se face prin conștientizare. Evoluția personală se face prin conștientizarea propriilor probleme. Evoluția personală se face prin schimbarea sistemului de gândire. Ceea ce nu se face, eu încerc să nu mai critic pe nimeni. Dar ceea ce nu se face în general este tocmai schimbarea omului. Adică nu este suficient să întrebi un om, ai mințit? Da. Fă atâtea mătănii. Pentru că vreau să vă spun ceva. Problema nu se pune dacă ce greșeală ai făcut. Să știți că din perspectiva asta, psihanaliza este superioară duhovniciei. Și vă spun și de ce. Pentru că e foarte important motivul pentru care ai făcut un lucru. Și vă dau un exemplu. E exemplu Sfântului Antonie cel Mare, care a fost preluat apoi mizerabilii de, cum îl cheamă. Antonie cel Mare era socotit ca unul dintre cei mai drept puznici. Da? El a făcut o comunitate, nu știu, de 3.000, de 5.000 de puznici. Ideea este că la un moment dat în chilia lui s-a ascuns un tâlhar. Și a venit Potara după tâlhar și a fost întrebat Antonie, unde e tâlharul? Și el a zis, nu l-am văzut. Și era la el după ușă. A mințit. Ar trebui să-i dăm canon. Dar el l-a luat pe tâlharul respectiv și l-a făcut pusnic și l-a mântuit. Deci se pune problema, pot să judeci un om după ai greșit sau nu ai greșit. Dar e foarte importantă motivația unui lucru. Eu nu zic acum că ne căutăm o justificare a păcatului. Dar să știți că e foarte important motivul pentru care faceți un lucru. Și să nu credeți că undeva acolo te întreabă cineva de ce ai făcut asta.
ai făcut asta, da, zang. Nu. Orice judecată presupune motivația, motivația unui lucru pe care l-a făcut, bun sau rău. Ei, în perspectiva asta, trebuie să înțelegeți să nu mai judecați pe alții. Pentru că judecata altora atrage judecata voastră. Măsura cu care măsurați, măsura aia vi se va măsura. N-avem de unde să știm ce e în sufletul unui om. Vă spun ca, cum să spun eu, ca terapeut care urmăresc oamenii de 20 de ani. Numai Dumnezeu știe ce e în sufletul unui om. Și să știți că Dumnezeu poate să arate copiilor și nebunilor. Dumnezeu s-a arătat prostituatelor. Și știți de ce? Pentru că aveau sufletul pur. Poate că trupul nu e pur. Dar să știți că nu te mântuie trupul și nici faptul că ești drept. Te mântuie sufletul. Și e spus așa, fericiți cei curați cu inima. Da? Că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Deci urmăriți puritatea inimii voastre. Puritatea inimii voastre, adică a emoționalului, presupune să mă eliberez de emoții, să mă eliberez de judecăți. Știți că e o pildă a judecății? Există o pildă a judecății a unui... Era un om care nu era el foarte cu minte așa și moare. Și se duce la Arhanghelul Mihail. Și zice, hai la judecată. Și zice, nu merg. Pe Arhanghelul Mihail, cum nu mergi? Nu merg. Și zice, eu am făcut toate prostiile în viața mea. Dar zice, un singur lucru n-am făcut. Ce? N-am judecat pe nimeni. Și zice, nu este scris nu judeca și nu vei fi judecat? Ba da. S-a rupt lista cu păcate și omul respectiv a plecat. N-am zis eu. E dat în pilda, în pildele Sfinților. Părinți. Și atunci, problema este în felul următor. Principiul, și vă știți cum marginează principiul ăsta? În momentul în care tu judeci un om, în momentul respectiv, tu ai omis o judecată de valoare, deci o energie care s-a dus. Știți ce se întâmplă cu energia pe care ai emis-o? Se întoarce. Ca judecată personală. La fel se întâmplă cu absolut orice. Am înjurat un om. Și am întâlnit chestii de genul ăsta. Bă, spuse mai în glupe sau mai în serios. Am auzit chiar, băi, handicapatule. Spuse unui om absolut firesc. Și după aia persoana respectivă s-a supărat pentru că i s-a spus așa. Păi, omule, tu ai emis asta. Tu ai emis un univers. În momentul în care ai emis un univers, că ești așa, că ești așa, că ești așa, automat energia aia se va întoarce împotriva ta. Așa că aveți grijă când folosiți cuvintele. Cuvintele sunt energii. Emiteți, măi, numai energii pozitive. Dacă emiteți energii pozitive, vi se vor întoarce energii pozitive. Știți că adevărul poate să fie folosit în sens rău? Am auzit oameni justificându-și răutatea, supărarea, frustrările, complexele, sub prisma adevărului. Și în general, altor fapte bune făcute cu bună intenție. Da, absolut. Și apropo de echilibru totuși de judecată, mulți oameni, cum să spun, să liniștesc. E adevărat că am greșit aia și aia și aia, dar am făcut bine aia și aia și aia altă. Și toată lumea așteaptă ca la aritmetică să fie două linii așa care se adună și să va face diferența între ele. Când, de fapt, tu vei plăti toate lucrurile rele pe care le-ai făcut și vei fi răsplătit pentru toate lucrurile bune care le-ai făcut. Nu vă așteptați dacă am făcut 10 lucruri bune și 10 lucruri rele, măsurabile cumva așa, într-o intensitate oarecare, că gata, eu sunt pe zero și am scăpat de tot ce s-a întâmplat. Nu. Vei plăti în continuare cele 10 greșeli pe care le-ai făcut și vei primi și cele 10 cadouri pentru lucrurile bune care s-au întâmplat. Și problema e că mai întâi plătești. De ce? Nu, problema e că mai întâi primești din alea bune, vezi că să putea și după aia te duci până zi și vine plata. Da, din păcate, așa e. Sau, se mai poate face într-un fel, nu plătești. Dar plătești cu aur. Și când mă refer la aur, nu mă refer la aur material. Mă refer la aurul spiritual. Adică poți să-ți plătești greșelile cu aurul spiritual, dar trebuie să aveți mare grijă să-l aveți. Să știți că dobândirea aurului spiritual în viața asta e cel mai important lucru pentru voi. Pentru noi, pentru toată lumea. Aurul spiritual, pilda talanților.
este, haideți să vă spun ceva, există pilda Sfântului Vasile cel Mare, da? Și el, Sfânt, se duce prin porți. Dar la un moment dat el a avut-o pe Justina, sau nu știu cum o chema, pe slujnica lui, care s-a oprit la o poartă. A avut și ea un păcat. Bă, nu se știe ce. Și atunci a venit Sfântul și a plătit pentru ea. Deci, există posibilitatea ca, prin ceea ce faceți voi bine, la un moment dat să-i ajutați inclusiv pe oameni pe care îi iubiți. Pentru că altfel n-are cine. Adică, dacă eu mă gândeam așa, mă, poate că mântuirea mea personală este o opțiune. Dar nu cred că aș rezista să văd pe oameni care sunt dragi mie chinuindu-se. Și atunci m-am gândit cum aș putea să fac treaba asta. Și am înțeles că e foarte importantă plata și aurul spiritual. Ei, cu aur spiritual poți să ajuți oameni. Așa că aveți grijă să dobândiți acest aur spiritual în viața asta. Pentru că tot vin sărbătorile și o să facem cu toții gesturi frumoase, să le facem cu bune intenții. Și asta înseamnă să le facem și exact la nivelul la care putem. Dacă eu mă duc și fac cadou cuiva, ceva de sărbători, dacă îl ajut într-o formă sau în alta, și fac lucrul ăsta doar ca să mă vadă toți ceilalți că eu îl ajut pe respectivul om, așteptându-mă ca în anul următor de respectiva persoană, pentru că de Crăciun a primit nu știu ce de la mine, să mă ajute, fiind așa un fel de plată anticipată, de fapt, ne fiind un cadou. Făcând eu lucrurile astea exact așa cum să mă duc în data de și fac cadou lucrul respectiv, pentru că o să câștig eu ceva cândva, sub forma aia de aur spiritual, nu voi primi niciodată. De cât timp eu fac lucruri bune cu rea intenție și în același timp se poate întâmpla și pe dos. Să faci în aparență rele, iar intenția în spate să fie cea pozitivă. Dar asta nu înseamnă acum că deodată toate lucrurile grele să ne găsim o scuză pentru ele, să ne doamne, stai că am făcut eu aici o greșeală, am făcut o răutate, dar să vezi ce intenție bună aveam eu în spate. Nu, astea sunt lucruri care se întâmplă mai rar. Eu am vorbit foarte mult despre arta de a obține darurile. Și eu chiar am crezut în asta. Deci prima oară când m-am văzut, am zis, bă, până la urmă n-am ce să pierd. Știți? Se spune că există un loc în cer acolo unde este un loc unde se obțin daruri speciale. Să știți că nu-i coadă deloc. Și asta pentru că noi suntem atât de preocupați de altele, încât nici măcar nu știm ce să-i cere Dumnezeu. Imaginați-vă că Dumnezeu ne poate oferi orice, Dumnezeu ne poate oferi oricând, oricât, dar din păcate nu-i cere nimeni ceea ce trebuie. Și când se pune problema de daruri spirituale, eu am, cum să vă zic, eu am știut foarte clar ce vreau. Stăteam eu și mă gândeam. Și mai presus de toate pentru mine a fost Spiritul, clar. Și pentru asta am fost dispus să renunț la niște lucruri. Apropo de daruri. Orice dați, fără să cereți înapoi, orice oferiți, fără să aveți vreo pretenție, cu intenția să-i dați acelui om ca pentru Dumnezeu, este ca un nu sună foarte bine în ghișeft. Este ca o afacere foarte bună cu Dumnezeu. Adică, știți care este cea mai bună modalitate prin care pot să relaționez cu un om? Să văd în fiecare om pe Dumnezeu. Și un preot m-a învățat în felul următor la un moment dat. Mi-a zis, mă, Dragoșe, zice, știi ce e cel mai bine ca să poți să urmezi binele? Zice, să-L mulțumești pe omul din fața ta. Inițial pare foarte greu, da? Pentru că vă dați seama că sunt o grămadă de oameni pe care trebuie să-i mulțumești, da? Părinți, copii, soț, soție, elevi, pacienți, prieteni, pe toată lumea. Pe taica, popa, pe duhovnic, pe... Da. Numai că nu-ți vine niciodată așa balamul peste tine.
Relația cu fiecare este unică. Și atunci, înțelepciunea mea este cum reușesc să-L mulțumesc pe omul din fața mea. Evident! Și asta trebuie să vă spun, nu o să-i mulțumiți pe toți. Nu se poate. Nici Hristos n-a putut. Că la un moment dat eu eram foarte supărat că nu reușești treaba asta. Mi se mai întâmplă să fie oameni pe care să nu pot să-i mulțumesc. Și atunci îmi făceam probleme. Și atunci mi-am amintit că Iisus nu i-a mulțumit pe toți. Nici acum nu îi mulțumește pe toți. După 2000 de ani. Păi dacă El n-a reușit, ce pretenții am să de la mine? Că El era și mai bun, și mai blând, și mai îngăduitor, și mai tolerant, și mai înțelept, și. Și dacă El n-a putut asta, ce pretenție să am la mine? Dar, măcar mă strădui. Mă strădui să-L mulțumesc pe Cel din fața mea. E greșit să te strădui prea mult. Am făcut-o și pe asta. E greșit, efectiv, să te strădui prea mult. Pentru că sunt oameni care orice le-ai face, tot nu-i bine. În momentul în care întâlnești un om de ăsta căruia orice îi face tot nu-i bine, mai bine fugiți. Dar câteodată viața te pune în situația respectivă. De ce? De ce te pune Dumnezeu în situația de a avea relație cu un om care nu-i convenit? Pentru simplu motiv că și tu ai de învățat răbdarea și smerenia. Măcar că răbdarea și smerenia. Trebuie să dăm inul. Dar vezi că acum, uite, mai e un lucru pe care vreau să îl amintesc. Întotdeauna căutăm scuze că lucrurile care le-am făcut au venit de la cercul în care m-am oglindit. Întotdeauna cuiva cu care încerci să-i spui să-l mulțumești, să-i faci un pic de morală pentru că el să unească de loc, o să spună, păi de acum, eu m-am întâlnit cu tine pentru că și tu ai aceleași probleme, aceleași lucruri. Ok, poate am aceleași probleme, dar e primul lucru pe care trebuie să-l spui tu, e primul lucru pe care pleci de aici. Nu, e important să-și rezolve fiecare problemele lui. Și chiar dacă suntem unii pentru alții oglinzi, suntem unii pentru alții declanșatori ai anumitor stări, ai anumitor întâmplări, nu trebuie să pese foarte mult de ce se întâmplă cu ălălaltă. Chiar e problema lui. Problema mea trebuie să-mi rezolvi eu mie, problema ta trebuie să-și rezolvi tu ție și tot așa mai departe. Fiecare trebuie să-și joace golul lui. Nu suntem în golul de astea duble. Fiecare are golul lui individual. Am tot spus-o. Venim aici singur, plecăm singur mai departe și fiecare parte se va prezenta singur la judecată. Nu o să ne prezentăm împreună la judecată. Și atunci nimeni nu o să ia de urmă să vadă neapărat toate lucrurile astea, cum s-au întâmplat ele de-a lungul timpului. Și în momentul în care noi devenim conștienți de golul pe care îl jucăm și nu ne mai cufundăm cu totul în el, noi în seara asta poate ne-am cufundat în rolul celor aflați pe calea evoluției spirituale. S-ar putea să ne luăm foarte în serios în sensul ăsta, s-ar putea să nu fie chiar așa. Mâine dimineață o să fim avocați, o să fim doctori, o să fim economiști, o să fim toate lucrurile respective. Și 8 ore sau 10 ore o să fim cu totul cufundați în rolul cu pricina. Când suntem noi? Când sunt eu? Eu când ești tu? Dincolo de toate rolurile astea, sau în toate rolurile astea simultan și știind că în momentul cu pricina eu joc un anumit rol. Știți, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le învățăm, nimic nu trebuie, să știți că sunt opționale. Deci am bătrân că singurul lucru care trebuie pe lumea asta este să murim. În rest sunt opționale toate. Deci, toți jucăm roluri. De terapeuți, de mentori, acum de lectori, de doctori. Sunt roluri. Problema este să fim acolo când jucăm rolul respectiv. Să fim în momentul respectiv, în rolul respectiv. Una dintre problemele noastre, cele mai mari, este faptul că noi nu știm să integrăm spiritualitatea în viața noastră de zi cu zi. Cum să vă spun eu? Problema nu este, știți, mă duc la biserică și sunt creștin. Problema este să fiu creștin și la serviciu. Indiferent că sunt medic sau sunt mecanic sau sunt soldat. Așa este și cu evoluția spirituală. Noi avem tendința să despărțim spiritualitatea de viața noastră de zi cu zi. Suntem cu familia, acum suntem cu familia.
Suntem la muncă, acum suntem la muncă. Acum avem 10 minute să te spirituali. Deci problema nu este îndumnezeirea omului. Și asta înseamnă, știți că sună foarte pompos, îndumnezeirea omului. Ca să-i spunem mai frumos așa. Trăirea în chi sună mai simplu, nu? Trăirea în energia vieții, care înseamnă Dumnezeu, nu? Înseamnă să fiu racordat la Dumnezeu în fiecare clipă a vieții mele. Ori noi asta o scăpăm. Noi scăpăm, deci există lumină lui Dumnezeu, da? Ciul. Ok. Ne racordăm la El. Bun. Ne ducem acasă, ne zripim de El. De ce? Pentru că avem impresia că nu merge. Nu e adevărat. Știți că mâncarea cea mai bună o fac bucătarii care au mai multă lumină? Și în momentul respectiv, că armonia dintr-o farfurie este dată de lumină și că această armonie este dată efectiv pe principiile Feng Shui, apropo de culori, apropo de deci de cromatică, apropo de aranjament. Deci, lumina înseamnă armonie. Întunericul înseamnă disarmonie. Asta înseamnă că nu sunt părți de Dumnezeu. Asta e altă problemă. Și atunci, încercați să integrați spiritualitatea vieții voastre de zi cu zi. Faceți dragoste. Nu-i frumos și nu în fața icoanei, că acolo e Dumnezeu. Bă, peste tot e Dumnezeu. Să nu credeți că Dumnezeu nu e acolo când vorba aia. Nu. E acolo. Faceți baie. Vă duceți pe Blabudă. Tot acolo e. Nu sunteți niciodată în afară lui Dumnezeu. Îmi pare rău să vă spun. Indiferent ce faceți. E acolo. Poate că nu se uită, dar tot vă simte. Înțelegeți? Și atunci, încercați să funcționați în permanență conștiința faptului că Dumnezeu este cu voi și în voi, în fiecare clipă a vieții voastre. Noi ieșim din Dumnezeu nu pentru că am fi în afara lui Dumnezeu, ci pentru că, în realitate, mintea noastră ne scoate în afara lui Dumnezeu. Dar noi tot în Dumnezeu suntem. Este o chestie care ține de percepția mea, nu de realitate. Nici măcar de realitatea spirituală, nici de realitatea fizică, nici de realitatea energetică. Nimeni nu poate fi scos în afara lui Dumnezeu. Singurul lucru care te poate de tine scoate din afara lui Dumnezeu este propria conștiință. Ori, pe mine mă interesează, dacă ați pleca astăzi cu ideea și cu conștiința că în fiecare sunteți, în fiecare clipă sunteți în Dumnezeu, eu m-aș declara mulțumit. De pe acum pot să plec. Bun. Ce vreau să vă spun? Că, știi, găsesc teme de... Hai să vorbim un pic despre principiul oglinzii. Că nu se înțelege. Deci, evident, toți ceilalți sunt de vină. Nu? Părinții sunt de vină? Trebuie. Bunicii sunt de vină? Absolut. Preoții sunt de vină? Tot. Biserica e de vină. Fals. Politicienii sunt de vină. Corect? Președintele e de vină. Nu-i așa? Îmi pare rău. Universul ăsta funcționează pe principiul oglinzii. Este super creat de Dumnezeu. Este, cum să zic, eu nu încetez să-L studiez. Că mi-e foarte drag. Și mă și pune în diverse situații și posturi în care n-am decât să analizez. Și modul cum a fost creat pe principiul oglinzii este demențial. Imaginați-vă că noi ne naștem, da? Bun. Ne naștem de ce? Pentru că am rezonat cu planeta Pământ, să știți. Vă e clar? Deci primul moment al rezonanței și a oglinzii este că planeta Pământ vă este oglindă. De departe vă era oglindă. Și ați venit. Bof! Pe topogan. Și apar părinții. Zăm! Ați rezonat cu mama? Din care v-ați născut? Păi da, că ați crescut acolo 9 luni. Ați rezonat cu tatăl? Da, pentru că ați venit pe țeapă, pe acolo. Deci aia a fost țeapa voastră. Deci ați rezonat și cu tatăl și cu mama. Ei vă reprezintă principiile feminine și divine. Asta este raportarea voastră la principiul feminin și divin. Masculin și divin. Și feminin. Da? Părinții voștri, uitați-vă bine la ei. Evident că nu vă convine. Și mai ales celor care au avut probleme cu părinții. Cum? Dar cine nu a avut probleme cu părinții? Asta e regulă. Încep cu probleme cu părinții, după aia cu probleme cu profesorii, după aia cu problemele cu iubitele, după aia cu
ce am rezonat și chiar și în încăperea asta, poate noi am rezonat unii cu alții și ne suntem într-un fel sau un altul oglinzi, nu numai la scara aia mare cu planeta și cu toate celelalte. Nu, din de departe. De departe, ca să ajungem până... Însă, dincolo de chestia asta, hai să vedem, dacă rămânem doar în asta care a rezonat, e un adevăr. Noi spunem foarte multe adevăruri care sunt, dar care sunt explicite. Ce fac acum? Tu ești oglinda mea, eu sunt oglinda ta. Da. Ne complacem în chestia asta. Nu. Mergem mai departe și spun, bă, tot ce fac în viață, n-am cum să fac casă. Pentru că dragă și oglinda mea, nu. Chiar nu. N-am unde să... O secundă. Oglinzile, principiul oglinzilor, este făcut special ca eu să-mi văd propriile defecte. Aha. Deci ceea ce nu-mi place mie, la părinții mei, sunt eu. Și vă spun și principiul pe care se formează, pe care se... După ce am văzut că oglinda e la soară, nu-ți fac oglinda. Nu. Încerc să mă schimb pe mine, exact. Ca imaginea mea din oglinda. Deci coșul meu de pe nas e în oglindă. Nu sparg oglinda pentru asta. Îmi storc coșul. Da? Deci e foarte simplu. Principiul este foarte ușor. Eu, da? Partea mea frumoasă, că toată lumea are partea asta frumoasă lui, da? Și umbra mea, nu e poate. Umbra mea, da? Ce se va întâmpla cu umbra mea? Se va manifesta prin cine? Partea de masculinitate din umbra mea se va manifesta prin tata. Partea mea de yin se va manifesta prin mama. Deci tot ce fac părinții mei relativ la mine sunt, de fapt, defectele mele. Și atunci, judecându-i pe ei, eu mă judec pe... Da, defectele mele cu care nu sunt imediabil pierdut. Nu sunt imediabil, o secundă. Eu încerc să văd. Nu, că ei acum deja se gândesc la părinții lor, de asta spun. Toți ne gândim la părinții lor. Bun. În momentul în care vă judecați defectele părinților, să știți că sunt la nivel interior. Eu nu pot să știu cum sunt la nivel... Să știți că asta este... sunt 20 de ani de studiu, da? Eu nu pot să știu cum sunt eu la nivel de sine. Eu nu pot să înțeleg cum sunt decât prin intermediul oglinzii. Și atunci tot, știți, ca terapeut, încep să vezi că ai evoluat sau că ai crescut ca și cunoaștere, ca și putere, în funcție de pacient. Deci dacă era așa, deci dacă într-o zi aveam arci în viu, nu veneau numai pacienți spargi în viu. Dacă într-o zi aveam o pastă mai pastă, veneau doar depresivi. Și tot așa. Ei, până și ca terapeut, tu începi să vezi în pacient oglinda ta și să începi să te înțelegi ce am eu de învățat din relația cu pacientul. Dar cu atât mai mult. Bine, noi întâlnim foarte mulți. Dar în relația cu cei apropiați, e clar că prin ei se manifestă și oglinzi noastre. Nu tot timpul. O mare, hai să zic așa, înțelepciune este să-ți dai seama când se manifestă oglinda ta și când se manifestă în realitate celălalt. Și cum te detași și cel mai simplu de oglinda ta? Nu te mai implici emoțional. Dacă față de imaginea ta de oglindă, tu dacă în permanență o să suferi, o să te plângi, o să ai o acțiune de-asta emoțională, tu rămâi în permanență cu ea. Într-o legătură strânsă. Altfel, chiar dacă nu reușești tu pe tine să te schimbi suficient, dar nu-ți mai pasă atât de tare de imaginea de oglindă, ea nu te va mai supăra atât de tare. Nu se mai vine să te copleșească în același cap. Nu, eu cred că trebuie să-mi înțeleg să-mi înțeleg însușirile din oglinda din fața mea și să văd unde greșesc și să le schimb în mine. Schimbându-le în mine, automat ele nu o să se mai manifeste în oglinda din fața mea. Da, dar în timpul ăla nu-ți plângi de milă. A, nu, nu mi-e plângi. Deci, să știți că plânsul de milă este o foarte mare pierdere de timp. Vă dau voie să vă plângeți de zi. De milă un sfert de oră. Deci nu mai mult. Adică când vă ia așa mocul, domnule, stați-o fertor așa și nu aveți decât să vă plângeți de mine. Păi vă ridicați și mergeți mai departe. Nu spun eu, devine plictisitor să îți plângi de mine mai mult de un sfert de oră. Cei care își plâng de mine mai mult sunt plictisitori. Nu fiți plictisitori. Nici pentru voi și cu atât mai mult pentru ceilalți. Pentru că cei care își plâng de mine sunt plictisitori, în primul rând, pentru ceilalți. Aveți vreodată pe cineva? Ați întâlnit oameni de aia care te sună. Băi, ce rău mie. Băi, dar cât de rău. Bă, dar cât de rău. Bă, dar ce? Bă, dar cât de rău mie. O dată, a doua, a treia oară mai deschideți telefonul? Nu.
De ce? Pentru că noi suntem stători. A, dacă te sună unul care îți mai spune un banc, îți mai spune o poantă, parcă îi mai dai drum. Și ăsta e răspunsul de ce câteodată nu mai răspundem la telefon. Exact. Da, sau ne schimbăm numărul de telefon. Sau ne aruncăm telefonul pe geam de-a dreptul. Bun. Asta ar fi principiul oglinzii. Oglinda poate să fie, vă fie oricine. Un profesor. Da? Țineți minte. Analizați-vă profesorii din școala generală, din liceu, din educatoarele. Și o să vedeți că vă găsiți însuși din ea. După aia, persoanele care au fost în viața noastră. Că sunt prieteni, că sunt iubite. Știți, poporul ăsta român, eu cam boscorodesc. Mă, să știți că are o înțelepciune extraordinară. Și asta este cu... Cine se aseamănă, se adună. Deci dacă sunt într-un mediu, trebuie să văd foarte clar cu cine mă asemăn din mediul respectiv. Da? Ce calități și ce defecte găsesc în acel moment, în acel loc. Pentru că în felul ăsta pot să mă descoper pe mine. Pe moment, deci nu vă zic asta ca să începe să-i judecați pe ceilalți. Uite și pe asta face așa. Uite și pe asta. Nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează să vă descoperiți pe voi. Descoperindu-vă pe voi și mărindu-vă, adică schimbându-vă însușirile în sens pozitiv, știți ce se va întâmpla? Nu o să mai rezonați. De asta să știți că în cursul evoluției spirituale o să pierdeți pe cale prieteni sau cunoștințe, o să dobândiți pe alții noi și o să vedeți că nu mai rezonați cu un anumit tip de oameni. Bă, parcă mergea, știți, mergea la un moment dat să mergi la chef cu băieții, să bei o bere, să nu știu mai ce, mai faci un biliard, alea. Dar parcă la un moment dat nu mai merge. Hai că odată la nu știu cât timp, da. Bă, dar nu merge așa în fiecare seară. Adică, voi înși vă o să vă schimbați atitudinea vis-a-vis de ceilalți. Cred că cea mai dramatică schimbare nu e atât aia cu paharul de vin și cu mersul la biliard, cât cu cuvintele pe care le auzi vorbite, cu dialogurile pe care le poți conta. S-ar putea la un moment dat cu oamenii care vorbeai numai despre meciul de fotbal sau despre ce s-a întâmplat în armată, bun să nu mai poți să vorbești lucrurile alea, că tu ai deja niște alte interese. Deci așa, un pic doamnele erau pe alea, cum au născut el. Sau asta, sau ce niște alte lucruri pe care refuz acum să mă gândesc la ele. Deci, treptat, asta te desprinde de prieteni. Dar poți să dăm vorba și despre sex, că trebuie să vorbim și despre sexualitate ca să integrăm tot. Dar vorbește în altfel despre sex. Sunt alți oameni care vin în jurul tău și în altfel discuți cu ei despre lucruri cu pricina. Nu neapărat cine știe ce în altă vibrație, ci într-o altă perspectivă pe care ai asupra lucrurilor. Vreau să spunem cu oglinda că m-am plictisit. Tu? Mai vrei să vorbești de oglindă? Nu. Bine. Haideți să vorbim despre o problemă pe care o întâlnesc foarte des în acest popor. Și anume, lipsa stimei de sine. Dom'le, în ceea ce privește demnitatea, poporul ăsta român e varză. Deci are o lipsă acută de demnitate, o lipsă acută de stimă de sine. Și eu am încercat să înțeleg de ce. Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar... Motivul pentru care s-a ajuns la această lipsă de stimă de sine este că s-a înțeles greșit ce este demnitatea. Și că de multe ori demnitatea a fost confundată cu orgoliu. Pe mine, Hristos este un model de stimă de sine și demnitate. Corect? Corect. Sunt curios câți dintre voi, dacă ar fi duși la un mai mare, nu-i dau numele, ar putea să vorbească cu el de la un egal la egal. Câți dintre noi, pentru că întâlnim un om care are o funcție, nu ajungem cumva să ne căciulim? Câți dintre noi, când întâlnim pe cineva care are, eu știu ce, mașină, nu ne simțim așa un pic altfel? Asta este greșit și asta înseamnă lipsă de stimă de sine, să știți. În momentul în care ai stimă de sine, nu te mai afectează nici dacă unul este ministru, nici dacă unul e președinte, nici măcar dacă e președintele american sau rus, pentru simplu motiv că știi
că și el va hrăni aceeași vieri ca și tine, nu alții. Da? Și hoitul lui este la fel de peristabil ca și al nostru. Perfect! Într-adevăr, o să-l bage în... Dacă a ajuns acum, are vreodată. Absolut. Nu e așa. Sunt misiuni personale. Cu stima de sine, într-adevăr, tot ce spui tu e adevărat. Dar dacă vorbim de stima de sine generală, la noastră ca români, stima de sine, nu poate să fie alta la nivel de grup, dacă e proastă la nivel de individ. Dar de unde pleacă asta? Pleacă de la faptul că noi, înainte de a se inventa corectitudinea politică, a fost învățați de diferite întâmplări ale istoriei noastre, că o serie de calități ale noastre sunt defecte. Poate niște dușmani au spus, băi, voi sunteți șmecheri, șmecheria nu este bună, nu vă afișați pe ea, nu vă lăudați pe ea. Atunci eu, în loc să mă duc în afară, spun, da, domnule, eu sunt un român, sunt șmecheri. Eu sunt un român și am reușit să fac toate lepetele și toate lucrurile alea și mă fac la buzunare cât cu demnitate. Noi nu știm să ne asumăm niște calități, calitățile alea deja fac o etichetă care ne-au pus-o alții pe calitățile noastre. Și atunci, de unde se mai ai stimă de sine, când toată lumea spune despre calitățile tale, calitățile alea sunt defecte, sunt defecte. Bun. Asta este la nivel macro, la nivel de nație. Bun. La nivel de individ. Stima de sine pleacă din neiubirea de sine și din neînțelegerea de sine. Nu ne înțelegem locurile. Nu suntem confortabili cu corpul nostru, mulți dintre noi. Nu suntem confortabili cu familia noastră, nu suntem confortabili cu România. Nu suntem în armonie cu nimic din jurul nostru. Această disarmonie creează lipsa de stimă de sine. Ce am eu de făcut? Eu trebuie să știu foarte clar cine sunt. Ce caut pe planeta asta. Care e scopul și durata vizitei. În momentul în care o să vă știți foarte clar scopul, nu știu dacă durata vă dezvăluie Dumnezeu, dar se spune că Dumnezeu dezvăluie durata vieții cui merită. Ca să aibă timp să se pregătească. Dar ține de voi să înțelegeți scopul venirii voastre pe planeta asta. Dacă înțelegeți acest scop și orice este în jurul vostru, îl supuneți acestui scop al venirii voastre pe Pământ, atunci nu aveți cum să nu aveți stimă de sine. În altul e de idei. Știți că una dintre cauzele lipsei de stimă de sine este ignoranța. Dacă eu simt și știu, deci dacă știu cum sunt alcătuit, dom'le, n-am cum să nu mă iubesc. Pentru că în momentul în care descoperi frumusețea, arta, știința care s-a pus în crearea omului, n-ai cum să nu-l iubești. Eu nu, cum să zic eu, la un moment dat am fost acuzat, pentru mine toți oamenii sunt frumoși, la fiecare om găsesc o calitate. Și eu nu pot să zic despre un om că e urât. E adevărat că sunt frumuseți, sunt oameni mai puțin frumoși sau mai puțin înzestrați de natură. Dom'le, dar eu știind cum este alcătuit un om, nu pot să nu zic că un om e frumos, sau nu pot să zic că este urât. Evident, n-am fost așa dintotdeauna. Dar, în timp, am ajuns să văd dincolo, nici măcar oamenii care sunt, hai să zicem, mai puțin buni sau mai puțin elevați, nu îi consider urâți. Pentru că am înțeles un lucru elementar. Că și eu am fost la fel la un moment dat. Și poate că am fost mai rău și mai urât decât toți oamenii care sunt urâți și răi și mai știu eu ce pe lumea asta. Ori, faptul că îmi știu rădăcinile mă face să înțeleg pe fiecare. Pentru că fiecare la un moment dat trece prin etapele astea. Ori, vă sfătuiesc să încercați să vă cunoașteți. Să vă încercați să vă cunoașteți corpul. Să vă încercați să vă cunoașteți structurile. Structurile energetice. Să vă încercați să vă studiați psihicul. Să vedeți cât de frumos este alcătuit omul. Și culmea este să știți că principiul pe care este alcătuit Sfântul nu este altul decât este alcătuit un demonizat. Dom'le, dar dacă Dumnezeu
a creat acest vehicul numit corp pentru ca spiritul omului să poată să experimenteze pe planeta Pământ și este valabil și pentru Sfânt și pentru un demon, Domnul înseamnă că și demonul are aceeași valoare pentru Dumnezeu ca și Sfântul. Că nu-i dă alt corp. Corpul unuia este același cu corpul celuilalt. Mici diferențe de estetică. Corect. Domnule, dar principiile sunt aceleași. Și atunci pe mine asta mă face... Eu încerc să înțeleg ce vrea de fapt Dumnezeu. Dumnezeu că vrea să înveți niște lecții. Și de-aia, în față de lecțiile alea, câteodată nu ne raportăm foarte bine și chestia asta și că stima de sine și cum ne-am împăcat cu noi înșine. Revenim aici cu niște lecții, cu niște misiuni, cu niște plăci, cum vrei să le spui în viața asta. Noi nu ne dăm seama că chiar avem nevoie de lecții aici, că nu există o lecție mai bună sau mai rea decât altora, ci este exact lecția ta pe care o ai de trecut în momentul respectiv. Tu nu poți să te duci undeva în clasa a șaptea la examenul, la teza de geografie și tu să spui, nu, eu vreau matematică, e mult mai rafinată decât geografia aia. Că atunci asta oamenii se compară între ei și își pierd în stima de sine, pentru că se uită la celălalt. Ăsta a venit în viața asta cu misiunea și cu lecția de a face bani. Mamă, ce frumos este. Ăsta face bani, e bogat, afișează un anumit standing, afișează o grămadă de lucruri care nu sunt etichetele omului care are lecția de făcut bani. Și eu, lecția mea în viața asta este să am copii și să educ copii. Am o coadă de copii după mine, 10-11 lucruri care țipă în permanență și care, evident, oricât aș câștiga la un moment dat, nu am bani. Eventual sunt și profesor undeva la școală și sunt înconjurat și acolo de 20, 30, 40 de copii. Și nu-mi dau seama, decât dacă sunt treaz, dacă devin conștient de lucrul ăsta, că modul în care el a făcut bani și a reușit până la capăt lecția lui și a luat nota 10 și modul în care eu am avut copii și am avut grijă de copii și le-am dus până la capăt, e tot de nota 10. La sfârșit, astea se compară. Modul în care fiecare la examenul pe care l-avea de trecut, la lecția pe care o avea de învățat în viața asta, a luat nota 10, indiferent care a fost materia cu pricina. În cazul ajungem la comparația aia. Ce mai bun? Economistul, inginerul, doctorul, aviatorul, sau zidarul, sau care este, nu e vorba aia veche. Iei nota 10 când ești cel mai bun zidar de lume, nu când ești cel mai bun doctor. Știu că la un moment dat, nu știu exact citatul, dar spuneam Mântuitorul așa, când se punea problema cum trebuie să te comporți. Și el spunea că fiecare trebuie să-și facă treaba lui. Acolo unde e. Mi s-a întâmplat că la un moment dat să fiu nemulțumit că sunt în locul în care sunt. Și nu se poate ca fiecare din voi să nu fi trecut la un moment dat prin senzația asta. Doamne, că nu sunt, parcă nu sunt acolo unde ar trebui să fiu. Vă dau o veste. Nu știu dacă e bună sau proastă. Sunteți acolo unde trebuie să fiți. Și nu puteți fi în altă parte. Da? Corpul vostru este exact acolo unde trebuie să fie. Spiritul vostru poate să nu fie. Asta este una dintre problemele noastre. Una dintre problemele noastre este că ne lăsăm corpul la un moment dat să fie într-o parte și noi suntem cu mintea, cu spiritul, cu ce vreți voi, cu sufletul în altă parte. Adică există această schismă între trup, spirit și suflet. Dar, am zis, o veste bună, sunteți acolo unde trebuie să fiți. Și plecați de la premisa următoare. Dom'le, dacă sunt acolo unde trebuie să fiu, când vă e nasol. Deci e un loc nasol în care sunteți. Da? Rău. Greu. Nașpa. Dom'le, și sunteți acolo. În momentul respectiv deveniți conștienți de voi și vă și întrebați-vă. Da, oare eu ce caut aici? Pentru că în momentul în care spui această întrebare, bă, eu sunt în locul ăsta. Bă, de ce sunt aici lângă domnul Vlad Popescu? Care îmi fură microfonul. De ce sunt aici? Sunt aici dintr-un anume motiv. Care este motivul? N-are importanță că sunt... Nu se poate. Cred că ați fost și voi pe la țară, la sapă. Ați fost și voi în locuri care nu v-au plăcut. Și voi trebuie să mă întrebați, băi, dar eu ce caut aici? Ce am eu de făcut aici? Care este scopul și durata vizitei? Pentru că vreau să înțelegeți un lucru. Indiferent ce se întâmplă, sunteți acolo cu un motiv spiritual. Să știți că Dumnezeu e un tip foarte deștept.
Și cred că sunteți conștienți de treaba asta. Întotdeauna există și un substrat spiritual al oricărui lucru. Al oricărui lucru. Că mâncați într-un loc, că vă duceți la niște prieteni, că vă duceți într-o excursie, că faceți niște cursuri, că faceți sex. Există un substrat spiritual pe care, dacă îl înțelegeți, level 2, dacă nu îl înțelegeți, level 1, start again. Bă, e clar? Întotdeauna puneți-vă întrebarea, băi, eu de ce sunt aici? Ce caut eu în treaba asta? Și ce n-am înțeles de trebuie să fiu acolo? În momentul în care ați înțeles, o să vezi că se schimbă. Știți cum e? Este exact ca la jocurile. Jocurile de calculator, să știți că au fost inventate pe principiul lumii. Deci, sunt efective pe principiul lumii. Eu, câteodată, sunt surprins să văd la creator de jocuri pe calculator chestii care sunt profund spirituale. Bă, de undeva le vine treaba asta. Ei, în momentul în care ai găsit cauza pentru care ești acolo, nici măcar nu ești conștient, dar doar ți-a trecut așa, sunt aici pentru că. Și ai și uitat. În momentul respectiv vezi că se schimbă imaginea din jurul tău. Cum dă cineva foaia? Și treci la un alt nivel spiritual. Păi, ar fi ideal dacă la un moment dat ați ajunge să aveți sensibilitatea să simțiți efectiv cum urcați din punct de vedere spiritual și cum vă schimbați. Și cum se schimbă... Dar să zic că la nivelul 2, 3, 4 e mai ușor. Nu! E mai greu. Asta este, vă spun de pe acum. Întotdeauna... V-am zis că e ca și jocurile, sunt precum jocurile de pe calculator. Întotdeauna nivelul superior este mai greu. Și e firesc să fie așa. De ce e firesc să fie așa? Păi să știți că la șeful nu se poate ajunge cu pile. La șeful, aproape de șeful, ce vreți voi? Cerurile alea superioare nu poți să ajungi decât prin muncă personală. Nu te poate lua nimeni. De ce? Și e firesc să fie așa. Pentru că, să știți că și ierarhia și competiția sunt creații divine. Și spune Mântuitorul așa. În casa Tatălui meu sunt multe locașe. Dar numai cei vrednici ajung la cele mai înalte. Asta înseamnă că dacă vreți cu adevărat, pe mine nu m-a interesat neapărat să stau într-un apartament de lux 5 stele în casa lui șeful. Pe mine m-a interesat mult mai mult adevărul, da? Pe mine m-a interesat cunoașterea. Asta, nu știu, pentru mine contează foarte mult cunoașterea. Și eu am înțeles un lucru foarte simplu și foarte clar. Ca să ai acces în banca de date a lui șeful, domnule, trebuie să faci ce vrea șeful. De ce? Păi, în momentul în care nu mai faci, îți stai cardul. Atâta timp cât faci ceea ce trebuie, ți se dă acces. Nu mai faci ceea ce trebuie, zup, te-a scos. Înțelegeți? Pentru mine asta a fost important. Nu știu ce e important pentru voi. Dar clar, în evoluția voastră spirituală, e important să înțelegeți ce se întâmplă în jurul vostru. Și asta presupune relația cu părinții, relația cu soțul, cu iubita, cu cine vreți voi, cu profesorii, cu femeia de la pâine, cu agentul de circulație. Ai avut deja o întâlnire asta? Nu, e nici. A fost politicos. Și e rezonat cu agentul de circulație? Știți de ce v-am oprit? Da. Vorbeați la telefon. Da. Da. Nu ai spus că vorbești cu Dumnezeu? Nu. Nu cred că m-ar fi crezut. În clipa aia că nu se pui o pilă ca să crezi. Nu cred că punea fiola. Ca să crezi și la numele lui Dumnezeu. Și la urmă, ca și la jocul câteodată în viață, se mai pot obține niște parole de alea de trecut, spășesc, nu peste 10 niveluri, acolo de la un nivel la altul. Dar pentru că tu n-ai exersat într-adevăr și n-ai trecut pe bune nivelul anterior, una, că la nivelul superior te simți ridicol și doi, să vă găsiți toate metodele pe care să fiți trimis cu forța înapoi.
Deci nu trebuie să forțați lucrurile să găsiți... Dar nu se poate. Spiritualitatea nu se poate. După aia aveți o idee preconcepută că făcând foarte multe inițial vă apropiați mai mult de Dumnezeu. Greșit. Ceea ce vă apropie de Dumnezeu este propria calitate. Calitatea umană. Propria curățenie. Curățenia sufletului nu înseamnă că trebuie să stați în rugăciune și post. Curățenia sufletului, să știți că se verifică cel mai greu în întuneric. Adică ți se ia, la un moment dat, toată lumina pe care ai acumulat-o și ești lăsat tu cu tine și cu întuneric. Este principiul ispitei de pe munte. Hristos, cât era El de Hristos, stătea de vorbă și se spunea, nu? Dar de ce nu sari? Că e scris că o să te ferească îngerii să nu-ți rănești piciorul. Dar de ce nu transform pâinea, piatra asta, în pâine? Aia este momentul deciziei fiecare din noi. Să nu credeți că pe calea evoluției spirituale nu o să ajunge să aveți dialoguri de genul ăsta. Eu vă sfătuiesc să fie cât mai târziu. Dar pe cei care se agită, pe cei care se grăbesc, inevitabil ajung în așa ceva. Și de asta este bine să aveți pe cineva. Adică, un mentor, o călăuză, un duhovnic. Pe cine simțiți voi? Care să vă ajute? Pe calea voastră spirituală. Să nu credeți că... știți cum e evoluția spirituală? Prima oară ai pe cineva care te învață. După aia, urci, nu mai ai cum să ai pe cineva care să te învețe, pentru că ajungi să investi tu pe alții. Dar ai la rândul tău alte persoane, la același nivel cu tine, pe care le mai întrebi. Bă, uite ce mi-a trecut prin cap. Uite ce mi-a trecut mie prin cap. Ți se pare corect? Și asta este forma de spovedanie care există și la ora actuală între preoți. Că să nu credeți că se duce preotul la alt preot și stă în genunchi și să pună patrafirul pe cap. Spovedania presupune să scot la lumină ceea ce este în mintea și în sufletul meu. Știți principiul Mântuitorului, spovediți-vă unii la alții? Asta e ideea. Supun celorlalți un lucru care mi-a venit mie în minte sau pe care l-am făcut eu. Bă, uite ce am făcut. Crezi că e bine sau nu e bine? Asta este o formă de spovedanie. Asta e o formă de îndreptare. Că dacă vă duce și zic, domnule, am mințit. Luna viitoare, domnule, iar am mințit. Domnule, luna viitoare, iar am mințit. Degeaba spui. Dacă tu o faci. Ok? Așa e cu toate. Mă duc și spovedesc lucrurile pe care sunt pregătit să le las. Mă duc și spovedesc lucrurile pe care sunt, la care sunt pregătit să renunț. Ca și greșeli. Știți că mie mai rânduie Doamne câteodată și m-am dus la o prietenă și mai eram cu un amic și ăsta tot inițiat și zice, a, bine că ați venit, zice că am chemat preotul să facă sfeștanie. Bă, dacă nu stai, stau. Ne-a luat taica popa pe amândoi și se uită așa la noi, face slujba și la sfârșit zice, știți, în fiecare post să încercați să lăsați măcar un păcat. Bun. Se referă la faptul că, mă rog, fumam. Ideea este, încercați să schimbați ceva în voi. În fiecare post. Postul, dacă îți țineți doar post așa ca să nu mâncați, să știți, are o valoare. Și terapeutică, și energetică, vă și curăță. Dar dacă nu vă propuneți să dobândiți o calitate, e degeaba. Care ar fi calități? Dom'le, știți că cum e tot așa, doi pun niște teau de vorbă și nu zice Doamne ajută, zice, astăzi am reușit să nu mănânc până a pus soarele. La care celălalt spune, zice, Doamne ajută, zice, astăzi am reușit să nu mă enervez până la apusul soarelui. Înțelegeți ce vreau să zic de calități umane? Calitățile umane se dobândesc foarte greu. Și întotdeauna găsim un motiv să renunțăm la el. O motivație. Că dacă alții fură, furăm și noi. Că dacă alții fac ceva greșit, de ce să nu facem și noi? Asta este ispita acestei lumi. Să faci greșit lucruri pentru că fac și ceilalți. Eu vă sfătuiesc să nu faceți așa.
Da, dar știi că la fragul o las undeva în mintea ta și spune dacă ai băut un pahar, te îndeamnă, nu mai bei unul. Dar ai momentul la sticla. La sticla toată. Ca să fii smerit. Mai ales glasul la interior, că multă lume se întreabă, dar cum o să vină ispitea, unde o să fie pustia mea în care o să facă ispitele cu picina și nu dau seama. Că de fapt acolo, glasul ăla din gând care a apărut, de undeva din întuneric, poate și te tot îndeamnă să accentuezi porțiunile alea negative și mai ales și te va îndemna să renunți, să mergi mai departe, să vrei mai mult, să fug mai mult, să faci toate lucrurile negative care sunt tocmai momentele alea în care tu începi și încerci să te despart de ele. Fie în perioadele de post, fie în alte momente în care ai hotărât tu, gata, eu plec pe drumul evoluției mele spirituale și am să renunț la, și am să renunț la. Nu atunci vine ispita cea mai mare. Ba da. O să vedeți că, deci, dacă vreți să vă stați de fumat, atunci o să vă vină. Cine mai mâine țigări? Nu înainte. Și asta este valabil în orice lucru. Dar nu asta este problema. Astea sunt păcate mici. O să vă să vă spun eu cum am lăsat de fumat. Eu nu m-am lăsat de fumat. Cândva, la 1 martie, am fumat 3 țigări și n-am aprins-o pe a 4. N-am aprins-o nici până azi. Dar nu te-ai lăsat. Dar nu m-am lăsat de fumat. Tu fumezi, dar când ai aprins-o pe a 4. Eu fumez, n-am aprins-o pe a 4. Aici nu se pune problema de fumat. Zici că fumatul e una dintre păcatele cele mai mici. Aici se pune problema de a mă înțelege pe mine, a înțelege cum sunt și am dezvolta calitățile mele. Și vreau să vă spun un lucru. Dacă există ceva în care să merite să investiți în viața asta, acest ceva sau acest cineva sunteți voi. Nu alții! Știți, la un moment dat se aude, știți, e așa un curent, domnule, investiți în copii, investiți în copii, investiți în copii. Am avut la cabinet o grămadă de familii care au investit în copii. Foarte mult. Și în loc să investească în ei, și când mă refer, nu mă refer la bani, ci la educație. Cea mai bună investiție și cea mai eficientă, pe termen lung, sunteți voi înșivă. Nu alții. Țineți minte treaba asta. Fiți egoiști din punctul ăsta de vedere. Fiți cât se poate de egoiști. L-a investit în voi, în spiritul vostru, în sufletul vostru, în școala voastră, în evoluția voastră. Eu am fost considerat egoist. Pentru că eu mi-am văzut de drumul meu ca trenul. Adică, eu sunt pe principiu poftiți în vagoane. Cine vrea urcă, cine nu, la revedere. Și am mers mai departe. Și am fost blamat pe treaba asta. Numai că, știți, paradoxal, toți cei care la un moment dat mă considerau un egoist, acum beneficiază de roadele muncii mele. Și de asta vă spun, fiți egoiști. În lumea spirituală o să puteți să-i ajutați pe ceilalți, dacă puteți, dacă știți și dacă aveți cu ce. Dacă nu știți, nu aveți cu ce și nu puteți, e degeaba. Investiți în voi, ca și spirit, ca și profesie, ca și, eu știți ce vreți voi, ca oameni, în transformarea voastră și asta o să vedeți ce roade va duce peste ani. Și o să mulțumiți. Investiți în cultura voastră, în cunoașterea voastră spirituală. Și o să vedeți că asta o să vă schimbe în perspectivă lumea din jur, orizontul. De ce? Pentru că e inevitabil. În măsura în care vă veți schimba, veți atrage în jurul vostru oameni de altă calitate. Corect? În măsura în care vă veți schimba, veți atrage alt tip de situații. Și vă mai învăț ceva. Fiți adevărați. Fiți veridici. Fiți autentici. Nu copiați. Știți care este una dintre cele mai mari probleme ale creștinismului?
că nu l-au înțeles pe Hristos. Cea mai mare. Toată lumea a încercat să-L copieze pe Hristos. Bă, n-ai cum să-L copiezi pe Hristos. De ce n-ai cum? Pentru că s-a născut din Maica. Pentru că s-a născut de la Duhul Sfânt. Deci, din start, avem o problemă. Faptul că port fuste lungi și barbă și coadă, nu mă face Hristos. Știți că mi-a trebuit ceva timp să înțeleg treaba asta? Gândiți-vă că am avut o epocă. O parte a vieții mele în care am fost îmbrăcat în negru, cu barbă și cu coadă. Și da, din păcate n-am poze. Mi-a cerut cineva, dar n-am o asemenea poză. Și în momentul în care un preot mi-a zis, dar ce ești tu, călugăr, du-te și tunde-te, m-a apucat durerea de inimă. Am suferit. Și în cele din urmă m-am tuns. Și atunci am văzut la televizor că așa se numește. Asta se numește sincronicitate. Nu înseamnă că Dumnezeu a dat filmul ăla special pentru Argeșanu. Ca să-i treacă lui ofu că și-a pierdut barba. Dar în momentul ăla era la televizor un film și v-aș sfătui să-l căutați și să-l vedeți cu David Carradine. Se numea Kung Fu. Și e pilda unuia care era, mă rog, creștin de ăsta ultra-ortodox, de la Cuciucura, știți? Și la un moment dat îl prind niște americani și era barba și-i tund părul. Și drept urmare a fost exclus din comunitate pentru că a pângărit chipul lui Dumnezeu. Mă, ca și când chipul lui Dumnezeu trebuie să fie barba și păr. Morala. Filozoful nu face barba. Adică nu barba îl face pe filozof. Și asta înseamnă că nici barba nu te face creștin și nici părul nu te face creștin și nici sutana nu te face preot și nici halatul nu te face doctor și nici măcar statura bipedă nu te face om. Și atunci dezvoltați în voi calitățile voastre. Eu la un moment dat am înțeles că eu clar nu pot să fiu precum Hristos. Nu am caracterul necesar. Corect? Deci prima oară trebuie să fii de bun simț să-ți dai seama că nu poți fi mai precum El. Da? Bun. Momentul în care ai bunul simț și îți dai seama că nu poți să fii precum El, îți dai seama că dacă ar fi să o iei din punctul ăsta de vedere creștin, ar însemna că n-am nicio șansă, nu să mă mântui. Corect? Dom'le, nu e așa. Și atunci, ce fac eu? Încep să-mi dezvolt propriile mele calități. Propriile mele aturi. Fiecare om are aturile lui. Japonezii spun așa. Orice slăbiciune poate să fie, la un moment dat, transformată în tărie, în putere. Bun. Până și slăbiciunile mele, la un moment dat, pot fi transformate în victorie. Și atunci, plecați de la premisa că nu vreau, deci nu vreau să sune ca o condiționare negativă. Dar voi trebuie să gândiți, bă, puteți să fiți precum Hristos sau nu? Dom'le, și dacă nu puteți, asta înseamnă că vă trebuie să vă reinventați, să vă reconstruiți. În sensul divin. Plus că cerul n-ar fi frumos dacă am fi o grămadă de Hristoși. Părintele Stăniloae spunea că în cer există ceea ce se cheamă unitatea în diversitate. Adică fiecare are caracterul lui, fiecare are felul lui de a fi. Dar toți ajung la un nivel de puritate cristică. Dar nu sunt ca și Hristos. Că n-ai cum. Dumnezeu nu vă vrea o masă amorfă de criști. Vă vrea o masă de oameni de puritatea lui Hristos. Dar având fiecare caracterul lui. Hristos vă e mentor. Hristos vă e cum să vă zic eu? Mentorul vostru interior. De el nu trebuie să vă fie nici măcar ideal. Voi trebuie să ajungeți la idealul vostru care să fie asemănător lui Hristos. Dar e clar că eu unul am realizat că n-am cum să fiu precum El. Că El e El. Și eu o să fiu totdeauna eu. Indiferent cât de curat sau cât, n-am cum să fiu altul. Da, tu trebuie să respecti niște principii. Da. Așa de o logici pe care, hai să spunem așa, că le-a lansat Hristos. Și
Și poate cel mai rău lucru ar fi să mimezi pur și simplu ce însemna chestia de la început pe care ai povestit-o. Dacă îți lași barbă lungă și te îmbraci în straie negre și alea, e doar o imitație. Dacă nu pe dinăuntru tu nu trăiești frumos și nu reușești să-i iubești pe toți ceilalți de în jur. Și într-o zi cu o prietenă pe care încerc să o învăț iubirea, mergeam prin oraș și mi-a spus că iubesc și trăiesc atât de frumos și ajut pe toți ceilalți din jurul meu. Și la un moment dat, un amărât cu matizul care livra pizza, i-a blocat trecerea pe o stradă, între blocuri. Doamne, ce-am putut să audă la gura unei femei în clipa respectivă. Și după aia n-am încheiat cu și da, te iubesc? Nu, după aia am încheiat eu și o să ajung să iubești clipa care îl iubești până ești omul cu matizul. Și a rămas așa între noi. Vlade, vreau să vin. Vreau să ne vedem. Am reușit să-l iubesc și pe la Da, în momentul în care o să încerci să iubești pe omul, nu că aici nu e omul cu matizul. În momentul în care o să încerci, o să ajungi să iubești pe ultimul om care îți face rău, într-adevăr, atunci ai învățat iubirea. Și vreau să vă spun ceva. Din perspectiva asta, momentul de pe cruce, când Mântuitorul spune, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac, este extraordinar. Adică imaginați-vă că El îi iartă pe cei care îi fac rău. Deci El ajunge să iubească ceea ce este bine în om și să facă foarte clar diferența între om și răul care se manifestă prin om. Pentru că eu cred că nu sunt oameni răi ca fond. Cred că sunt oameni care sunt greșit orientați. Cred că sunt oameni care sunt bolnavi. Cred că sunt oameni care rătăcesc sau sunt orbiți. Dar nu cred că sunt oameni în esență răi. Nici măcar, știți ce se întâmplă? Știți care e paradoxul? Imaginați-vă cam care a fost evoluția mea și trebuie să vă spun, la un moment dat ajung să o cunosc pe, mă rog, doamna care e editoarea de la For You, Monica Mișan. Și ajung la... Și la un moment dat începe să-mi vorbească doamna Monica despre energie și la la și cum a alungat-o cu lumină și iubire. Și în momentul respectiv m-am ridicat. Și am zis, adică am învățat timp de 5 ani cum să iau capete cu sabia. Și acum îmi spuneți mie că se poate face așa ceva cu lumină și iubire. Și am plecat. Dar mi-au trebuit... Vă dați seama, asta se întâmpla prin 2003. Și mi-au trebuit 10 ani ca să înțeleg că nici măcar pe rău nu ai voie să rănești, nici măcar pe rău nu ai voie să fii supărat, pentru că el nu este altceva decât ca un copil. Știți copilul ăla care a băgat pisica la mașina de spălat și i-a dat drumul? El a văzut asta în Tom și Jerry. Poți să te superi pe el dacă el a văzut în Tom și Jerry cum a făcut treaba asta? Lui s-a părut firesc. Și dacă a văzut în Tom și Jerry cum îi dă în cap cu ciocanul fratelui lui, și i-a dat în cap cu... Cine e de vină? El e de vină? Nu, dacă în postura pisicii fiind, poți să-ți iubești pe tot. Nu. Din postura pisicii, nu. Dar din postura celui care înțelege și părintele, e clar. Adică, va trebui, la un moment dat, să... Știți că părintele Galeriu vorbea, la un moment dat, despre iertarea și iubirea lui dușmanului lui Dumnezeu. Adică se vorbea de iubirea aproapelui, și la un moment dat să ajungem la nivelul la care să-L iubim pe dușmanul lui Dumnezeu. E, aia e departe. Cum să nu ajungem să-i copleșim cu iubire pe ceilalți? A, nu. Stați ziceți că nu. Nu se poate asta de la mine. De la tine nu se poate. De la mine nu se poate. Nu, dar sunt mulți oameni care greșesc la capitolul ăsta, aceea că se copleșească cu iubire pe cei din jurul lor, oferindu-le Domnule, la un loc mai mult. Eu când mă refer la iubire, eu nu mă refer la iubirea de pe Face. Nu, aia deja îmi trebuie lămâie. La câte inimioare și declarații văd acolo, trebuie deja ceva acolo. Eu nu cred că iubirea este asta. Eu nu cred în iubirea declarativă. O, te iubesc. O, te iubesc atât de mult. Dom'le, dar când e, ție momentul, atunci ți-o dau. Da? Te iubesc atât de mult, Dumnezeu, dar te rănesc cum pot. Deci îți lovesc sufletul în cele mai groaznice feluri. Când am fost supărat. Eu nu cred în
iubirea asta care rănește. Îmi pare rău. Aia e patimă, nu iubire. Faceți deosebirea între patimă și iubire. Iubirea... Credem cu toții în iubire, în sensul că suntem egali. În iubire și compasie. Pentru că nu am mai apărat toate excesele astea și toate... cât timp ne-am considerat cu toții egali și fiind și una singură. Dacă eu nu consider pe celălalt egalul meu, întotdeauna s-ar putea să mă plasez mai sus decât el. Și atunci iubirea mea, fie am eu senzația că îl cuplășește, fie vreau să se poate cumva cu mine în mod deosebit ca să merite iubirea mea. Suntem cu toții egali. Absolut. Revenind un pic la stima de sine. Să știți că este un parametru pe care eu îl urmăresc la cei care vin la mine. De ce? Asta îmi dezvăluie cât de mult se cunosc pe ei înșiși. Un om care are stima de sine mare, știe foarte clar cine e. Un om care nu are stima de sine, înseamnă că nu se iubește, înseamnă că nu se cunoaște, înseamnă că nu se acceptă. Atât de mult înseamnă stima asta de sine. Înseamnă, un om care are stima de sine mare, înseamnă că știe foarte clar ce caută în universul ăsta. Și mai e ceva. Nu poate să fie dărâmat de nimic. Indiferent unde se află. Iisus a avut aceeași stimă de sine, indiferent că a fost pe munte, indiferent că a propovăduit, indiferent că a fost în închisoare și indiferent că a fost pe cruce. Indiferent că a fost la Pilat, indiferent că a fost la în partea cealaltă. Din partea la Ana la Caiafa. Deci ideea este, stima de sine te face să fii același în orice situație. Și la nunta din Cana, și la judecată. O să vedeți, deci dacă urmăriți, și mai ales psihologii, dacă urmăriți limbajul cristic în toate situațiile respective, este la fel. Deci el nu schimbă cu nimic felul de a fi. Aia înseamnă că știe foarte clar cine e, știe foarte clar ce are de bun. Asta nu înseamnă că n-a avut îndoieli. O secundă. Asta nu înseamnă că n-a fost uman. Gândiți-vă la Doamne, ia paharul ăsta de la mine dacă se poate. Aia înseamnă, asta e doza lui de îndoială și de umanitate. Dar nu voia mea, ci voia ta. Asta este doza de umanitate. Dar asta nu înseamnă că n-a știut unde e. Pentru că el a mers. Și vreau să mai spun ceva. Câteodată mai fac și eu tâmpenile mele. Și evident. Și atunci întreb. Dom'le, unde am greșit? Și știi ce mi se spune invariabil? Mergi. Dar de ce să merg? Stai să văd. Că noi așa suntem. Stai să văd. Să zgârmi în vorba aceea. Și mi se spune invariabil. Mergi. Și încercam să înțeleg de ce trebuie să merg. Foarte simplu. Ai făcut o prostie. Cu adevărat să o înțelegi nu poți decât când. Când am ieșit din chestia respectivă. Da? Am ieșit din chestia respectivă. Că e o situație. Că e o ceartă. Că e o orice. Mai vin furtuni în viața noastră. Dom'le, ieși. Ieși în afară ei. Du-te în altă parte. Ori de câte ori aveți problemă. Fugiți. Încolo. Încoace. La un prieten. Ceva. Ieșiți din situația respectivă. E ca o gâlmă. Noi aici suntem ca într-o gâlmă, să știți. Ca într-o o bulă. Noi facem ceva în bulă asta. La un moment dat o să ieșiți din ea. Aici e ok. Dar o să ieșiți și o să intrați în altă. Nu întotdeauna sferele astea sunt foarte drăguțe. Dar ieșiți din sferele respective. Nu stați în ele. Găsiți o modalitate să ieșiți. Nu știu, sunați un prieten. Faceți ceva. Oamenii nu ies din situațiile negative în care intră. Dar și în situațiile pozitive. Și tot timpul trebuie să te detașezi un pic, ca să te uiți în urmă și să înțelegi să ce-i făcut. Și asta e problema celor care doresc să scrie ceva despre ce li s-a întâmplat, despre o întâmplare. Trebuie să lași un timp în care să așeze lucrurile și după aceea de la distanță. Oare ce detașare să poți analiza și pe tine și toate lucrurile care s-au întâmplat acolo. Și acum, dacă încercați să povestiți ce se întâmplă în sala asta, ce se întâmplă cu vecinii, ce se întâmplă cu noi doi aici pe scenă, o să scrieți un anumit text foarte implicat și foarte imediat. Dacă lăsați o săptămână și dar la distanță de o săptămână o să scrieți, o să vedeți că înțelegeți chiar mai multe decât lucrurile care le puteți spune acum în imediat. Aș vrea să mă întorc un pic la chestia aia cu lumina și cu întunericul. Ok. În
într-adevăr, toți tindem către lumină. Toți avem grijă ca întunericul ăla să nu ne cotropească. Dar așa cum am spus, lucrurile astea nu trebuie să aibă un aspect emoțional. În momentul în care tind spre lumină, cu lăcomie, lumina aia nu ți se va da. În momentul în care dă întuneric, o să-ți fie frică și o să stai tot așa tot timpul cu picioarele ridicate, o să te dezrădăcinezi. Altfel știți că v-am spus de atâtea ori, vin boli și de sus și de jos în felul ăsta. Prea multă lumină poate să strice, cum spune și Dragoș, că va veni într-un vas nepregătit încă pentru atât de multă lumină. Și prea puțin întuneric, mai ales de la o anumită vârstă încolo, poate să ducă chiar și la osteoporoză, pentru că întunericul ăla este și o rețetă a corpului nostru fizic. Atunci trebuie păstrat echilibru. Tot ceea ce facem trebuie păstrat echilibru. Prea multele acordaje de care spunea și Dragoș, fără practica necesară implementării lor în corpurile noastre, este acea fugă de lumină care nu face decât să te spune ca și cum ai scoate capul pe geam într-un tren de la care merge într-o viteză colosală. O să fie îngrozitor de fapt. Ai foarte mult aia deodată și în același timp ție îți face foarte mult rău. Asta vreau să spun. Bun. Apropo de întuneric. Sunt două sisteme diferite de evoluție spirituală. Este un sistem occidental și există un sistem oriental. Sistemul oriental, să zicem, dezvoltat de chinezi, este evoluția prin întuneric. Adică, și să știți că vreți, nu vreți, oricât ați alergat după lumină, la un moment dat veți trece prin proba întunericului. Și proba asta întunericului este în felul următor. Vi se ia toată lumina, vi se iau îngerii păzitori și sunteți lăsați voi în întuneric. De-abia atunci vă demonstrați cu adevărat calitățile spirituale. Pentru că, vreau să vă spun ceva, există un proverb care mie îmi place mult. Se zice să vezi soldatul brav în luptă și femeia frumoasă în pat. Adică, dincolo de astea, nu prea au valori. Ideea este, în întuneric o să vă demonstrați calitățile spirituale, pentru că acolo sunteți voi și partea de întuneric. În momentul în care eu am foarte clar în minte, în educație, în modul cum am educat eu spiritual, adevărurile divine, alea rezistă la proba întunericului. Dacă nu sunt puse ca lumea, te duci în cap. Și atunci, înainte de toate, mie îmi plac, știți, mie îmi plac oamenii care vin la mine la cabinet și încep evoluția spirituală de la niveluri foarte mici. Chiar de la minus. Și eu îi spun, chiar mă bucur că încep. Deci mă întreb, cum adică să te bucuri când am de urcat atât de mult? Păi foarte simplu. Un om care urcă din întuneric, nu va pierde niciodată calea. Și chiar dacă va cădea, se va ridica și va ști întotdeauna drumul. Un om care a mers doar pe lumină, e ca și cum ar trebui să găsească drumul după ce ai stins lumina. Știți? În cameră. Te-ai obișnuit pe întuneric și bâșbâi și ajungi așa? Perfect. Pe lumină îl întâlnești. Îl găsești clar. Dar în întuneric îți găsești drumul. Ori, bazele voastre la nivel de spirit, le puneți voi. Nu noi. Voi. Și asta presupune câteodată încărcarea mai puțină cu întuneric. Știți că până și călugării trec printr-o probă, se numește proba fecioriei. Proba fecioriei, pentru cine nu știe, este să fii călugări și să dormi cu doamna în pat. Și dacă ai trecut noaptea și nu s-a întâmplat nimic, ai trecut-o. Dacă nu, nu. Există chiar o probă. Asta ce înseamnă? Că se probează dacă în tine mai există sau nu instinct sexual. Acum să nu credeți că eu am o problemă apropo de instinctul sexual sau că îl consider un păcat. Nu! Deci nu. Clar nu. Dacă nu cred că își pierde instinctul sexual sau nu stăpânește? Îl pierde timp. Ideea este să sublimeze. Cel puțin la momentul ăla al testului. Să sublimeze. Ideea este dacă ajunge la nivelul la care se sublimeze instinctul sexual sau la un moment dat aveam un amic și preot. Și mă trezesc că în tronul 2 se oprește ceva. Și când mă uit în spațiu,
Hello. Și mă duc pe firul spațiului și ajung la prietenul meu. Și zic, dar de ce? Să vezi că am învățat. Deci, mă rog, el fiind călugăr, automat a învățat să blocheze chakra 1, 2, special ca să n-aibă probleme și instincte sexuale. Dar până învață-i treaba asta, durează. Deci, revenind. Hai să vorbim un pic despre sexualitate. Ia. Haideți să vă spun de ce vreau să vorbesc despre sexualitate. Pentru că noi avem o problemă. Carnea, apropo de sexualitate. Adică, ca la nivel de subconștient colectiv, sexualitatea este considerată un păcat. Și vrem, nu vrem, suntem o nație de frustrați sexuali, să știți. Vă convine, nu vă convine, asta e realitatea. Și asta o spun din practică. Vreau să vă spun că foarte multe spirite de sus vin pe pământ ca să integreze problema sexualității. Să o accepte. Să nu mai consideră un păcat, să nu mai consideră cum se cheamă? Ispita demonului. Haideți să facem o diferență. Dacă eu, al lumii creștine în general. Al lumii creștine în general. Dacă eu, ca și călugăr, eu aleg să practic abstinența ca formă de evoluție spirituală, asta făcând ca eu să sublimez energia sexuală și să o transform în conștiință, în conștiință și în supra-eu, asta este una. E alegerea mea, personală. Dar a considera că cel al care face sex este inferior, este greșit și o greșeală împotriva iubirii. Pentru că să-mi fie cu iertare, dar nu e niciun sfânt care să vină de la Duhul Sfânt și toți au ieșit tot pe țeavă. Sfinți de cer 10, tot pe la tata au ieșit. Și atunci a considera greșit sexualitatea înseamnă că tu te negi pe tine. Hello! Nu poți să ajungi sfânt dacă n-ai trecut pe la tata. Vă e clar? Și atunci, dacă acest instrument, această cale, te-a făcut să fii ceea ce ești, tu nu poți să negi sexualitatea și să o consideri un păcat. Pentru mine, planeta Pământ este o planetă școală. Pe planeta Pământ vin și îngeri, vin și sfinți, vin multe entități spirituale. Perfect. Asta este calea de naștere pe această planetă și așa este hotărâtă de Dumnezeu. Bun, dacă Dumnezeu a hotărât calea, atunci pot să consider că modul sau calea pe care ajung eu pe această planetă este un păcat? Cine decide cum mă nasc? Și din cine mă nasc? Tanti Aglaia? Nu Dumnezeu? Oare credeți că momentul procreierii e decis de noi? Păi să fiu sănătoși câte cupluri am avut, deci care cred că au tras toate cartușele. Și n-a nimai nimic. Și atunci, când se întâmplă treaba asta, nu este de la Dumnezeu? Și faptul că apare un copil, nu este de la Dumnezeu? Asta trebuie să înțelegeți. Nu se poate. Dar discuția și spaima este față de abuzul de sex, față de sex în sine. O secundă! Haideți să luăm abuzul de sex. Sunt oameni care abuzează din punct de vedere sexual. Oare de ce abuzează? Ce nevoie au? Vă spun eu. Abuzul sexual este de o dovadă a neîmplinirii în iubire. Toți, în orice abuz pe care îl facem, indiferent de natura lui, că e fumat, că e băut, că e sex, că-s droguri, ce vreți voi? Unii abuzează de rugăciuni din același motiv. Vorbesc serios. Unii abuzează de post din același motiv. Unii abuzează de muncă din același motiv. Lipsa de ce? Iubire divină. Lipsa iubirii divine ne face să simțim o acută lipsă de ceva, pe care nu o conștientizăm. Și această nevoie acută de ceva se traduce prin orice înseamnă abuz. Asta nu înseamnă că omul ăla e pregătit să primească iubire, că dacă unul vrea să facă, mă rog, toate alea, degeaba îi dai iubire. Pentru că el nu este pregătit să o primească. Dar lasă-l, Doamne, să-și facă mendele. O să-i treacă. Crezi că dacă îi pun frână și îi spun nu, îi trece? Dacă îi spun că e un păcat, îi trece? Imaginați-vă un copil. Un copil. Am avut cazul, da?
un copil de 2-3 ani care se masturbează. Dacă îi spun nu, el o să se oprească? Nu. Care-i soluția? Go for it. Hai să facem sport. Vorbesc serios. Deci nevoia aia a lui, încep să o traduc în altceva. În sport, în activități, în aia, în aia. Și această energie sexuală, ca asta înseamnă, o energie sexuală exacerbată, îi dau ce? Îi dau formă. Dar dacă îi spun nu, și un păcat și vă dați seama că părinții sunt deșiși cum copilul meu se masturbează. Dați lume că e firesc. Care-i problema? E foarte bine. Vă dați seama ce femeie este din fata aia? În niciun caz o frustrată sexual. Bun. Și atunci ce fac? Îi dau formă. Du-te, fă sport, du-te, fă activități, ține-i atenția ocupată, dă-i desene, dă-i aia, dă-i. Și în timp și uită. Și când va începe viața sexuală, va începe viața sexuală. Dar spune nu, e o prostie. E o prostie pentru că nu face altceva decât să creeze ce? Automat? O schismă în omul respectiv. Cred că suntem primii gândiți la capitolul ăsta, că sunt societăți cum e societatea americană în anumite zone. O societate occidentală, în general, e prea corectă politic. Eu nu am nicio datorie față de societatea americană. Nu încă. Nu încă, dar... Nu am misiune personală față de americană. Dacă cred că ai o misiune față de planeta Pământul, cu da, față de oameni, și față de români. Față de oameni. Pe mine mă interesează. Sunt destui români și în America deja. Și ei trebuie să respecte acolo niște reguli de-astea impuse, de politețe de-astea exagerată, în care nu vorbește de sec, nu are voie aia, nu are voie aia altă. Mult mai rău decât la noi aici. Eu cred că acolo sunt industria sexuală și de altfel, de-aia la un moment dat ies pe stradă și violează, ies pe stradă și împușcă, ies pe stradă și fac tot felul de nebunii. Ceea ce la noi, de fericire, nu se întâmplă. Tocmai pentru că noi nu suntem atât de strânși și constrânși la minte. Noi suntem strânși și constrânși la minte, numai că poporul român are, știe să defuleze. Deci ți-am spus povestea aia cu am o problemă? Nu. Aia e o chestie foarte frumoasă cu am o problemă. Poate la un moment dat cu o doamnă. Măritată cu un copil undeva la 17-18 ani și îmi spune o copesc că eu am o problemă. Spune, doamnă. Știți, în afară de soț, mai am un prieten. Doamnă, haide să vorbim un pic despre asta. Deci avea două probleme. Și soț și... Nu! Asta e drag. Nu, domnul Popescu, eu am o problemă. Bun, să trecem mai departe. Știți, eu am un băiat care are 17-18 ani, termină liceu, are colegi la liceu, băieți, tineri, frumoși, și pe unul dintre ei, la mai dat, să înceapă viața sexuală. Zic, eu, doamne, aici, da, ce pe să discutăm despre o problemă? Nu, domnul Popescu, eu am o problemă. Bun, ce s-a întâmplat? Știți, la noi la serviciu, am venit la București, eram undeva în alt oraș, a venit la București un tânăr inginer în delegație. Așa. Și s-a întâmplat. Deci, doamne, nici nu mai știu cum să le calculez. Câte probleme? Nu, domnul Popescu. Știți, eu am o problemă. Zic, ok. Știți, am un duhovnic. Mă duc la el. Și s-a întâmplat. Și s-a întâmplat. Deci, spune eu, doamne, asta deja chiar e mult mai mult decât pot să discut. Nu, domnul Popescu. Știți, eu am o problemă. Da, spuneți-mi la care e plan. Să-i dau sau să nu-i dau bani pentru biserica nouă? Asta era problema. Eu nu cred că în contextul acestei discuții pe care, într-adevăr, sunt o serie întreagă de probleme și, frate, am o discuție la care o putem lucra, o să spui că este un popor. Nu e o problemă. Eu mă refer. Bine, asta e un caz particular. Eu mă refer la marea masă a oamenilor care vin la mine cu valori mari, știi? Și care, pe lângă faptul că au vârsta asta la mare, lumină interioară mare, au și problema asta. Și automat dar ele... Nu au problema asta cumva din cauza că preferă să stea desrătăcinat și să stea undeva pe sus bule de lumină, nu? Cum e elegant acum să te detașezi de toate lucrurile astea. Și sigur că o consecință secundară este și asta că n-așa adus moașa pe viață sexualitatea. Dar poți să-i aduci înapoi, poți să-i rădăcinezi, poți să le explici ce se întâmplă în sexualitate, dar nu cred că e chiar așa o problema noastră în masă. O să fii surprins. În timp. Bun. Ce vreau să vă spun apropo de asta. Omul are trei etaje, da? Sexualitatea, instinctul, emoția, gândirea.
În perspectivă, astea trebuie spunite. Nu pot să mă unesc cu ceva pe care îl neg sau îl resping. M-a întrebat la mine, domnul doctor, dar la vârsta mea, cum mai rezolv problema cu sexualitatea? Problema cu sexualitatea se poate rezolva nu neapărat făcând sex, ci înțelegând sexualitatea și acceptând-o ca firească. Bă, e clar? Nu înseamnă că acum trebuie să am grijă de toată țara. E destul să înțeleg că e un lucru firesc, că între anumite condiții, pot să văd în ce condiții e foarte firesc să existe. Și că până și asta poate fi făcută în Dumnezeu și cu acord divin. Deci eu cred că firescul ăsta deja e mai câștigat pe la mine decât în America, că nu-ți pasă că aia mai e misiune cu ea. Sigur că sunt foarte multe cazuri și foarte multe situații în care oamenii vin și au probleme de natura lipsei de sex sau abuzului sexual sau o grămadă de alte lucruri corelate de ele. Dar chiar nu aș pune eticheta asta pe poporul român. Oh, din păcate am prea multe exemple, știi? Pentru că noi lucrăm și ne întâlnim la cabinet cu niște oameni care au niște probleme de aia. Nu, dar nu toți. Stai o secundă, că nu toți cei care vin la cabinet vin pentru că au probleme. Nu, unii vin dar la inevitabil de cei care ajung la cabinet, să crească. Mai mulți pot să aibă. Bun. Întrebări. Voi. Publicul. Aveți întrebări? Așa. Deci, vreau să faceți diferența. O clonă are aceleași însușiri ca și un om. De ce? Pentru că această clonă conține un ADN. Ok? Conținând ADN-ul, ADN-ul este o antenă. Antena asta face ca în... Deci, ai o celulă. Din celula asta începe diviziunea celulară, da? Că se pleacă de la o celulă, propriu-zis, și prin diviziunea celulară. Tu, de fapt, ce faci? Creezi premiza întrupării unui spirit. Deci să nu credeți că o clonă este altceva decât un om. Chiar dacă este, el pleacă tot de la o celulă. Pleacă tot de la o celulă. Este un om clonat respectivă și sufletul va fi fiind asemănător cu sufletul organismului de la care a fost luată celulă. Dar spirit, dar e foarte interesant ce spirit va veni. Sigur va veni un spirit acolo, că e pregătit cu corpul. Nu știu dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, probabil că s-a întâmplat, că știința deja e suficient de nebună ca să fi întâmplat și clonarea umană. Dar e foarte interesant ce spirit a ales să vină și să întrupeze într-o clonă. Absolut. Deci, din păcate, nu am date ca să pot să verific. Deci, inițial, ce pot să vă spun eu? De exemplu, în cursul de anestezie se spune că fertilizarea in vitro nu aduce decât spirite în legile carnei. Și s-a demonstrat că e fals. Adică, întâmplarea face că am mai multe persoane care au făcut fertilizare in vitro și copiii care s-au născut sunt de cer 8. Deci, clar nu e în legea carnei. E în altă lege. Și atunci, nu pot să spun, asta ține, cred că, de Dumnezeu și până la urmă de ce se vrea face, ce se face cu spiritul respectiv, cu omul respectiv și, eu știu, poate chiar la ce tip de educație sau experiență va fi supus. Că dai seama că un om care e clonat va fi cu totul tratat. Va fi tratat cu totul altfel decât un om normal. Că fără să vrea, lumea din jur știe că e clonat. Și atunci, automat, educația lui va avea parte de adică va avea parte de altă educație. Din păcate, nu am date despre deci, cum... interesantă și clonarea pe care clonă Roberto Coalia, cine are drepturile de autor asupra clonii. Dumnezeu sau... Păi nu, poate chiar personajul cu pricina. Uite, eu vin și îți iau o celulă și creez o clonă de dragă. Care va veni, spiritul care va veni. Tu nu vii la mine să cer drepturi de autor, că nu la copii, cine va fi imaginea ta. Ies cu el în oraș și spune, te pe Dracuș, nu? Doli. Da, creez, cum să spun, închei contracte de publicitate. Clona ta.
Tu ai niște drepturi, tu cel care ai primit prima dată acel cod în care s-a prelevat, o celulă din care a apărut clona, oare tu nu ai niște drepturi în relație cu... Teoretic așa mea. Eu nu sunt foarte speriat de ideea de clonare. Și știi de ce nu sunt foarte speriat de ideea de clonare? Pentru că, până la urmă, înăuntru este un spirit. Spiritul ăsta e acolo, cumva, cu voia lui Dumnezeu. Și mai știu un lucru, că în universul ăsta nu prea se schimbă, se mișcă lucrurile fără voia lui Dumnezeu. Și pe mine, de exemplu, m-a interesat foarte mult medicina legală. Da? Și, printre altele, m-a interesat să studiez criminali în serie. De ce apar? Ei, îți imaginezi că până și criminalii în serie apar cu voință divină? Și că ei au misiuni personale? Și atunci, dacă ei au misiuni personale și se mișcă într-un anume fel și fac ceea ce trebuie ca misiune personală, de ce să-mi fie frigă? Șansa ca eu să mor de mâna unui criminal în serie e foarte mică. Nu? Ea crește dacă, adică crește. Ea devine valabilă doar dacă el are în program, are în program pe mine. Pentru că el reprezintă, efectiv, un program. Și asta e tot. Deci îndeplinește o misiune personală. Punct. Ca un roboțel. Și atunci, orice clonă, oricum va intra sub o... sub jurisdicție divină, cumva. Și se va manifesta atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Și spun și de ce. Tu, poate că vezi dintr-un om doar un om. Eu văd dintr-un om o multitudine de câmpuri. Da? Un om nu poate să existe fără această multitudine de câmpuri. Dar această multitudine de câmpuri reprezintă, de fapt, niște manifestări ale lui Dumnezeu în noi. Pentru că altfel n-am fi viabil. Deci dacă o clonă există, ea va avea cele 7 câmpuri. Cele 7 câmpuri sunt date de Dumnezeu și el va acționa în conformitate cu cele 7 câmpuri. Deci nu poate să facă mai mult decât îi îngăduie Dumnezeu. Că nu se poate. Curios ce spiritul să aleagă asta? Aia. Ar fi interesant de văzut. Dar până nu vedem clona, nu putem să știm. Altceva. Multe legionale contravin legilor divine. Cum pute trăi Dumnezeu în care de lege umane care contravine legii divine? Legii care promovează abuzul. Exemplu. Nu are voie să... Știi, spunea, liberalismul în sine este societatea care nu matură. Da. Dar nici o îmbogățire exagerată, nici o autorizare extremă. Așa. Deci această... Mersul de pe externe, practic, nu este în sensul legii. Dar Dumnezeu nu a zis niciodată de la fiecare după posibilități, fiecare după necesități. Deci, o secundă. Societatea este tot o manifestare a lui Dumnezeu. Și legile umane sunt forme de manifestare a lui Dumnezeu. Adică, fiecare societăți Dumnezeu le dă anumite legi pentru ca oamenii din legea respectivă să-și ia anumite lecții. Deci, ceea ce ție ți se pare un abuz, de fapt, este o manifestare a lui Dumnezeu specifică nouă, vieții noastre. Scenariul unor lecții, scenariul unor încercări la care suntem supuși. Vreau să spun, la un moment dat s-a tăiat pensii, s-au tăiat pensiile, sau nu știu ce, s-a coborât salariul unii pe economie, sau ce, nu mai știu exact ce era. Și am măsurat de curiozitate cât e voință divină. Și era voință divină. Și am măsurat de curiozitate. De ce? Pentru că la noi s-au făcut foarte multe avorturi. La un moment dat. Avorturile astea au făcut să scadă dreptul divin în bani pe cap de locuitor. O secundă. Bun. Și automat a scăzut dreptul divin în bani la toată lumea. Corect. Asta, criza, nu se poate manifesta într-o societate decât în măsura unor lucruri. De ce? Pentru că sunt niște entități care intervin. Da? La noi criza a apărut, nu știu dacă ați văzut, mult după ceilalți. Mult după ce... A apărut pe un an, doi după ceilalți. De ce? Pentru că noi am avut lumină. Pe măsură ce am făcut în penii, am dat-o la o parte și atunci am permis răului să se manifeste. Și așa a apărut criza. Criza este o manifestare energetică, dacă vreți să știți. Care a încercat să fie coordonată și de afară. Dar până la urmă a fost îngăduită de Dumnezeu. Și stopată de Dumnezeu la momentul la care a considerat el. Dar până și criza
lipsurile la nivel de societate sunt îngăduite de Dumnezeu. Pentru că e ca și războiul. Războiul este o etapă. Știți ce ziceam? Am primit o carte. Și spunea, și nu vă ascund, este vorba de Arta Războiului de Machiavelli. Și la un moment dat spune o chestie foarte interesantă la care tot mă gândesc. Și anume, războiul releva adevărurile în timp ce pacea scoate la suprafață mizerile. Și e adevărat. Și mă întrebam de ce. De-aia. Pentru că în funcție de energia societății, automat, cu cât este pucla mai mare, cu atât cel care răzbate trebuie să fie mai puternic. Corect? Și asta face valori. Și invers. În momentul în care este liniște, ăia bun, n-au motiv să iasă, în schimb, ies la suprafață cine? Jigodile. Bun. Încercam să vă explic că până și societatea este privit în ansamblu pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vede și societatea, dar ne vede și pe fiecare ca individ. Aveți impresia că cineva care are voie să-i fie bine, îi va fi rău, dacă va fi război? Nu. Dacă cineva care are voie să fie bine, îi va fi rău, dacă va fi criză? Nu. Cui îi va fi rău dacă va fi criză? Cui trebuie? În început criza, eu m-am panicat un pic. Mărturisesc. Și toată lumea are rate la bancă, la pensii, ce mai are. Și eu m-am dus mai așa, mai sus, și acolo era o liniște așa. Bă, zic, dar la voi ce-i liniște? Dar de ce nici se întâmplă nouă asta? Și știți care a fost răspunsul? Reașezarea averilor. Reașezarea averilor. Adică, principiul ăla, cine e bogat va fi și mai bogat. Și cine e drag va fi și mai drag. Nu e chiar așa, lumea. Da, uite, stau și mă gândesc totuși că sunt câteva situații în istorie, foarte puține, în care, într-adevăr, legile umane au contrazis așa masiv un pic cu legile divine. Asta nu înseamnă că fără chiar cu voia lui Dumnezeu. Dar uite, pentru că s-a întâmplat acum de curând legile apă caidului. Legile în care oamenii nu erau egali unul cu celălalt. Dar asta contrazic. Nu contrazic nicio lege divină, pentru că nimeni nu e egal. Nici în cer. Nu există egalitate în cer. Deci să vă iasă în cap chestia cu egalitatea. Nu ne naștem egali, nu ne naștem la fel, nu ne naștem cu aceleași calități, nu ne naștem cu aceleași defecte. Nu există egalitate. În momentul în care să înțelegeți treaba asta, că nu există egalitate și întotdeauna va fi unul mai egal decât altul, atunci o să fiți împăcați cu voi înșivă. Nu o să vă mai întrebați, dar de ce are și eu n-am? De ce? Foarte simplu. De poate că merită, poate că are drept divin. La un moment dat cineva a zis că eu am inventat ideea de drept divin. Dom'le, îmi pare rău. Nu. N-am inventat ideea de drept divin. Dreptul divin există sau asta e. Ne convine sau nu ne convine, el este. Dar ceea ce este important ca voi să înțelegeți este că nimeni nu este egal cu altul. IQ diferă. Înălțimea diferă. Greutatea, înălțimea, toate astea diferă. Sexul, pentru numele Dumnezeu, diferă. Dimensiunea diferă. Deci nu ne naștem egali. Nu suntem egali. Lăsați prostiile astea. Nici măcar în fața lui Dumnezeu nu suntem egali. Dumnezeu ne iubește la fel pe toți. Corect. Domnul lipsa aia de egalitate rasială. Aia cum o justifici? Alegi. Deci, hai să zicem că nu sunt de acord cu o asemenea lege. Dar vă dați seama, nu știu dacă vreau să spun asta. Dar există rase de vibrație mai joasă care sunt mai apropiate de teluric și în care de obicei se nasc entități spirituale mai inferioare tocmai pentru că gena lor se pretează la așa ceva. Răspuns diplomatic? Poate răspuns diplomatic, dar eu nu sunt de acord cu asta. Eu cred că e exact. Din păcate. Ori că la ora actuală, o secundă, că la ora actuală, în asemenea rase, se nasc spirite superioare, ex-sfinci și îngeri întrupați, asta este partea a doua. Dar ele, ca și nație,
au ca și rase, au fost foarte apropiate de teluric. Deci nu putem să comparăm. Știți că poporul chinez, în realitate, nu e galben. Știți că pielea galbenă nu este la toată nația chineză. Voi aveți impresia că toți chinezii sunt galbeni. În realitate, marea majoritate au culoarea... Mă rog. Mult mai închisă. Da? Deci nu e galben. Ăștia sunt... E poporul venit din soare. Că de aici se spunea împăratul soare. Că au venit unii așa din soare cu nava lor, s-au împiedicat. Și după aia le duceau fetele ca să facă copii cu piele galbenă. Că lucea frumos. Ce viață, băiat. Și așa a apărut poporul. Vorbesc serios, n-am zis-o eu. Au zis alții. Dar ca idee. Și automat, vreți, nu vreți, există o diferență genetică. A, că pe toți trebuie să-i tratăm la fel. Da, că trebuie să fie educați. Absolut, da. Dar, din păcate, o diferență genetică există. N-ai ce să-i faci. Adică nu, hai să zicem, eu nu sunt, dar există o doză de adevăr în ceea ce se cheamă arianism. Da? Deci nemții sunt al 13-lea trib, mi se pare că cazeri, al 13-lea trib iudaic. Întreagă poveste. Da. Adică în sensul că au originea mai pură și vin din nu știu ce. Ca și popor român și alte popoare. Există o puritate genetică. Și pot să spun că e chiar o dovadă că majoritatea fiilor de Dumnezeu, mă rog, spiritelor cu vârstea stale mari, așa zis, și fiii de Dumnezeu care s-au născut pe planeta Pământ, sunt născuți aici, în țara asta. Mare parte. Aproape jumătate. Ceea ce înseamnă foarte mult. Asta înseamnă o genă. Voi luați că comunismul a fost neapărat rău. Comunismul a fost îngăduit de Dumnezeu. Am avut granițele închise, corect. Am stat 40 de ani în același loc. Am fost supuși, să știți, din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere divin, unei ce? Unei purificări genetice. Voi aveți impresia că loteria vizelor în Statele Unite vă dă că sunteți voi frumoși și drăguți? Vi se dă pentru că au nevoie de genom. Pentru că au o grămadă de gene recesive, vă măsoară pe o fotografie de 6 luni și vă ia dacă sunteți apt sau nu, și vă duceți în Statele Unite să faceți copii. Credeți că vă dă ceva poporul american că sunteți voi buni? Sanghi. Vă dă că aveți acolo genă. Vă e clar? Și ați fost supuși unei purificări genetice timp de 40 de ani cât a fost comunismul și cât au fost granițele închise. Vă e clar? Acum o vedeți din perspectiva lui Moise. A stat 40 de ani aici și v-ați cuplat doar între voi, când n-ați putut să vă duceți pe afară. Corect? Da. Și asta e poporul român. Cu o genă mult mai bună decât acum 40 de ani. Asta se numește purificare și genom. M-am zis, Doamne, Doamne, eu te deștept. Și asta a permis nașterea a ceea ce v-am spus eu. Și asta înseamnă genă. Că în rest, dacă se nasc copii câinii, îmi pare rău, n-am zis-o eu. Știți? Cine a zis-o? Oare se cade ca pâinea pe care am venit să o dau copiilor, să o arunc câinilor? Doamne! Dar la masa stăpânilor, fimiturile mănâncă câinii. Îmi pare rău, n-am zis eu. Sunt și câini, sunt și oameni. Îmi pare rău. Dacă eram câine, eram câine. Îmi asumam rolul de câine. Pro sau contra? Depinde. Depinde. Voi credeți că e rău să omori un câine, da? Dar dacă îi vezi pe aia mâncându-se între ei de foame, credeți că e bine? Credeți că e uman? Poftim? La eutanasierea oamenilor? Nu sunt de acord. Nu sunt de acord și vă spun de ce. Dumnezeu poate să ia viața sau unui om. Da! Am un amendament. Conectarea la aparate. Conectarea, deconectarea de la aparate n-ar trebui să fie numită eutanasiere.
De ce? Pentru că organismul ăsta este făcut de Dumnezeu să funcționeze el singur. În momentul în care îl pun la aparate, el nu mai e el singur cum este făcut de Dumnezeu. E intervenția omului. Deci dacă deconectezi un om de la aparate, aia nu trebuie numită eutanasiere. Deci dacă eu sunt ținut în viață pe aparate și zic switch off, nu are voie să se numească eutanasiere. De ce? Pentru că corpul meu moare. Nu m-am omorât eu. N-am luat pilule. Nu mi-am tras un glonț în cap. Corpul meu e mort. Dacă le-am spus la medicii care simpatizează cu... nu sunt de acord să dai pilule unui pacient ca să moară. Nu. Sunt, pot să... cum să zic eu? În Ortodoxie există rugăciunea pentru bolnavul care nu poate ales nemuri, de exemplu. În Reiki, una dintre cele mai dure experiențe din viața mea de terapeut și prin care îi trec pe toți cei pe care îi formez ca terapeut, este să se ducă la capul unui muribund. A un pacient care moare de cancer. Și să stea lângă el până când închide ochii. De ce? Unu, pentru că îl ajută să nu aibă dureri. E foarte important în cancer. Reiki-ul are această capacitate să ia durerile din cancer. Ceea ce e foarte important. Adică vine omul și spun, băi, îmi pare rău, n-am ce să fac pentru tine, pleci, dar tot ceea ce pot eu să fac pentru tine este să nu ai dureri. Dar în același timp, terapeutul respectiv îi scade ideea că e vreun Dumnezeu pe pământ. Și că pune mâinile și învie precum Lazar. E o lecție foarte dură, dar utilă, apropo de ego-ul fiecare. Când ți-a murit omul în față cu mâinile pe el, îți trece că ești Iisus Hristos. Aia e cea mai bună problemă. Când ai pus mâna pe el și s-a ridicat de pe năsalie, înseamnă că ești. Dar dacă nu... Deci nu sunt de acord cu eutanasierea strict act medical. Nu. La nivel personal, vedeți o șansă pentru o reformă serioasă în Moldova? Întrebarea vă adresez la amândurora. Deci, personal. Da. Da. De ce? Păi, unu, eu învăț. Și o să învăț mult timp de acum înainte, da? Pentru că îmi place să mă upgradez, da? Bun. Automat ce o să fac? O să caut ce? Învățământ bun. Deci o să mă duc și o să-mi iau profesori particulari, care să fie buni. Corect? Bun. Deci, automat, prin mine, prin faptul că eu o să caut calitate umană la nivel de învățământ, voi crește calitatea acestui învățământ. După aia, eu, ca mentor, formez oameni. Mă, nu știu dacă sunt cel mai bun, dar vreau să fiu un pic mai bun decât au fost părinții mei. Deci, automat, formând profesori, deci eu îmi trimit elevii care sunt profesori, învățători, da? Educatori. Să facă Reiki, să facă analiză personală, să facă psihoterapie. Pe toți maestrii mei care vor să devină terapeuți, clar, ca terapeut, nu se poate să nu faci analiză personală, psihoterapie. Deci nu se poate. E obligatoriu. Și atunci automat. Automat cresc calitatea actului terapeutic în momentul în care trimit oamenii respectivi să facă așa ceva. De ce? Păi în momentul în care ai un profesor care știe foarte clar să comunice, știe foarte clar ce să spună unui om, evident că va crește calitatea actului lui profesorat. Ok? Eu nu pot să decid la nivel de minister. Ceea ce pot eu să fac ca individ este să formez baza. Adică, prin ceea ce fac, prin faptul că educ oameni într-un spirit care ține de spiritualitate, de psihologie, de absolut toate treburile astea, de cultură. Nu fac altceva decât să schimb baza subconștientului, care mai târziu va da acel vector care să schimbe reforma în învățământ. Mie mi se pare tâmpenie învățământul la ora actuală. Adică nu mi se pare ca un copil, nu mi se pare bine ca un copil de clasa a doua sau nu știu ce să fac ecuații. Și scuză-mă, eu am făcut integrale și toate rahaturile alea de sume și mai știu ce, pe care nu le-am folosit niciodată în viața mea. În viața vieților mele. O să spună că dezvoltă rațiunea. Dezvoltă
Nimic. Eu cred că reforma pe care, despre care ați întrebat, reforma asta administrativă, e quasi imposibilă. Pentru că în momentul ăsta sistemul de învățământ, numai la noi, ci peste tot în lume, este gândit ca să creeze niște roboței. Iar pentru dumneavoastră, reforma de învățământ ar însemna clădirea personalităților, a indivizilor, a... Deci nu se va întâmpla. În același timp însă, țin minte că eu sunt, mă, cu un număr de ani ceva mai în vârstă decât Dragoș, încă eram într-o perioadă în care pe la școală lucrurile nu erau foarte deschise, cel puțin în școala generală. Dar acasă, deja, apropo de rolul părintele și rolul fiecărui anicecului de apropiați, eram învățați, nu direct de părinții noștri. Nu așteptau să aflăm noi de la școală niște lucruri despre limba română, despre poporul român, despre istoria noastră. Și după aceea, un lucru care a fost foarte eficient cu mine și a fost eficient și cu fiica mea și a fost eficient și cu toți ceilalți cărora ne-a spus lucruri cu pricina, încercați, Thomas, să nu învățați voi pe copii, și învățați-i cum să învețe. Asta e chestie clasică de pedagogie. Dacă în momentul în care vine copilul la tine, tu îi răspunzi imediat și nu-l trimiți la rafturile cu cărți și chiar și pe internet, el nu va reuși să învețe singur. Nu va căpăta o autonomie în sensul ăsta. Și după aceea era și ce spuneam aseară la Iași, și a fost amuzat, cum poate un copil să ajungă să citească? Toți părinții au astăzi spunea asta. Copilul meu nu mai citește, nu mai citește, nu mai citește. Eu prețuiesc cartea, spune părintele, dar copilul meu nu citește. Și eu țin minte că tatăl meu cu mine și eu cu fiica mea am procedat într-un mod foarte simplu. Eu am primit cărți la început, când în niciun caz nu puteam să le citesc. Erau niște obiecte, am primit cărți pe care le-am mutilat, le-am bugos, le-am rupt, le-am făcut toate felurile de pe lumea asta. Și m-am obișnuit cu obiectul carte. În clipa în care tu spui cartea este prețioasă, tu nu îi dai copilului tău să obișnuiască la modul ăsta cu ea, să o consume ca obiect cu sacrificiul acelor câteva cărți pentru copiii foarte mici, copilul ăla se obișnuiește cu ea ca obiect și ulterior ajunge să o folosească toată viața cu bucurie. Atunci, câteodată, această politeță, diferență, ridicarea în slăg, cum se va, obiectului carte, face ca tu să nu poți să transmiți copilului, de fapt, plăcerea lecturii. Mai e o problemă. Uite, de exemplu, am văzut la un moment dat la grădiniță, la copii, avea o oră despre learn to be. Să înveți să fii. Este extraordinar. Să înveți un copil să fie. În momentul în care tu crești copiii să existe și să fie, el va fi, va ști foarte clar care este adevărul și care e el însuși. Înțelegi ceva să spun? Și mi s-a părut extraordinar când fiica mea, de exemplu, mi-a zis ceva de genul, tati, ai greșit. Tu nu trebuia să faci așa. Ar fi trebuit să explici lui Ștefan și el ar fi înțeles. Înțelegi? Deci asta este stilul spre care se îndreaptă viitorul copiilor noștri. Numai că problema se va pune în felul următor. Depinde de noi să dăm educația necesară lor. Ori, o să vezi că o să se creeze o schismă. Este și în străinătate. În străinătate, o universitate particulară are altă cotă decât o universitate de stat. În străinătate, o universitate și există de la universități particulare, de stat, de cartier. Da? Fiecare se duce acolo unde poate. Poți să fii bun în toate. Și la aia de stat. Dar va exista întotdeauna o triere de genul ăsta sub formă de educație. Să știți că banul, mă gândeam la un moment dat să facem o emisiune despre bani, banul reprezintă o formă de sortare. Da? Fără bani nu ai acces la educație. Fără bani nu ai acces la... Fără bani nu ai acces la... Și este o formă prin care, de fapt, se... cum să spun eu? Se conduc destinele acestei luni. Dar să nu crezi că o face rău. Adică să vă iasă din cap. Clasa politică se va schimba. Schimbă clasa
după ce se schimbă poporul. Deci poporul dă vectorii clasei politice. Deci automat, noi ne schimbăm. Eu am, n-am zis, să știți că nici măcar asta n-am zis-o eu. La un moment dat citeam o carte, se cheamă The Dark Side of the Mind, scrisă de un englez, mi se pare, și el spune așa, deci el a făcut foarte multe experiențe în așa, a vrut să schimbe medicina, bio, și n-a reușit. Și până când i-a venit în minte că, de fapt, nu de acolo trebuie să înceapă, pentru că profesorul nu o să accepte niciodată ceea ce credea el, și atunci ce-a făcut? Cărți de popularizare a științei în masă. Și în momentul în care o sumă de oameni a ajuns la concluzia lui, în momentul respectiv au fost obligați. Voi puteți să ajutați la schimbarea acestei societăți prin faptul că vă schimbați voi. Fiecare gând al vostru contribuie la formarea egregorului de grup. Fiecare gând al vostru contribuie la formarea subconștientului colectiv. Schimbarea voastră în sens pozitiv schimbă egregorul acestui neam în sens pozitiv. Deci, automat, schimbarea voastră o să schimbe în perspectivă vectorii și automat. Și politicul, și educația, și biserica, și tot. Pentru că în momentul în care o să fiți foarte mulți care acceptați și aia, și aia, și aia, și aia, o să siliți pe ceilalți care neagă să o accepte. Pe ce să fac? O să fie singuri? Dacă se duce un preot, da? La liturghie. Și toți ceilalți cred și înțeleg ce înseamnă. Energie, reiki, chakra. Ce o să fie? O să vă dea pe toți afară din biserică? Și atunci, care este soluția? Dom'le, studiați voi. Cercetați voi. Păstrați voi ceea ce este bun. Și automat îi vesiliți și pe ceilalți să înțeleagă. Băi, mă duc și studiez. Mi se întâmplă odată. Mi se întâmplă de două ori. Dom'le, dacă mi se duce la treia oară, nu mă duc să întreb. De câți oameni trebuie să mă întrebe despre un lucru ca să mă duc să studiez? Că e clar că profesional eu trebuie să mă schimb. Asta nu înseamnă că să pot să studiez. E bun abuzul ăla de matematică de la clasele. Nu e bun deloc. Adică, știți ceva? Copilul trebuie să fie copil. Joaca este o formă de educație. Dacă tu îi dai să facă matematică în loc să te joace, eu sunt convins că nu îi dezvolți în niciun caz inteligența. Păi tocmai că matematica nu înseamnă memorizare. Una ar fi să înveți istorie cu cifre și cu tot felul de lucruri prea devreme. Și alta ar fi să înveți matematica de formă de adaptare și de interpretare a... Știu mă, eu am fost orientilat. Tu n-ai avut un profesor foarte curs de matematică, doar care n-a făcut... nu v-a prezentat relația între matematică și Universul care vă înconjoară și a rămas cu niște chestii. Eu am fost abuzat psihic. Ai fost abuzat psihic de matematică și de școală. Eu am tare. Mie mi-a plăcut matematica și am avut profesor foarte bun și de asta. Mie mi-a plăcut matematica. Deci mi-a plăcut matematica până la un moment dat. Și după aia, gata, s-a încheiat. Și nu s-a schimbat profesorul la acel la un moment dat? Mă, s-a schimbat și profesorul, e adevărat, dar nu asta. Eu cred că până și matematica. Deci vreau să mă gândesc acum, știi, dacă în afară de geometria în spațiu, pe cuvânt, dacă mai am nevoie de ceva. Dar aici nu e dacă ai nevoie, aici e vorba de cum îți formează gândirea de... Mă rog, de eu cred că puteam să exist foarte bine și fără ea. Și chiar nu aveam nicio tară psihică dacă nu făceam matematică. Bun. Așa. Așa. Ba da. Nu, fața smerenie înseamnă orgoliu. E de fața, pentru că nu ne dedică în primul de trei atunci și mai mult orgoliu de nu o să ai rău. Dacă sunt smerit și da, și dumneavoastră, nu m-am dus, i-am făcut capa, am uitat de trei, am uitat de asta e un problem. Și a doua ar fi o întrebare. Acela mai fundamentul nu-i de fapt o responsabilitate completă a celui care
Răspunsul este corect. Haideți să o luăm sistematic. În primul rând, falsa smerenie presupune manifestarea smereniei la nivel exterior cu un orgoliu imens la nivel interior. Adică, smeresc exteriorul, deși înăuntrul meu nu schimb nimic. În ceea ce privește manifestarea Mântuitorului, este corect. Pentru că El fiind fără de păcat, în momentul în care și-a asumat să preia asupra Lui toate păcatele și durerile lumii, asta înseamnă că... Ce se întâmplă? Deci să nu încercați treaba asta. Nici măcar cu cel din jurul vostru. O secundă. Vedeți că există prostul obicei. Să aud oameni spunând, decât să sufere mama, mai bine să sufăr eu. Decât să sufere nu știu cine, mai bine să sufăr eu. Decât să sufere neamul, mai bine să sufăr eu. Băi, ștergeți treaba asta. Pentru că nu știți la ce vă înhămați. Nu știți efectiv la ce vă înhămați și după aia nu știți pe unde să vă scoateți cămașa. Da? Bun. În momentul în care Hristos și-a asumat plata păcatelor întregii lumi, imaginați-vă că tot rău creat de planeta Pământ vreodată s-a manifestat prin demonii din jurul Lui. Și atunci evident că oamenii n-aveau nicio vină. Cred că în momentul în care a trecut treaba aia, nu știau de ce au făcut asta. Adică vreau să vă spun că există o limită a umanului, dincolo de care orice om poate să se transforme în fiară. N-are importanță. Deci încerc să vă explic. Ei, în momentul respectiv, răul de pe lume, de pe toți oamenii care a venit pe Mântuitorul și s-a manifestat prin cei care l-au obișnuit, prin cei care l-au scuipat, prin cei, mă rog, prin cei din jur, era atâta încât oamenii ăștia nu, oamenii respectivi nu puteau să-i facă față. Și l-au manifestat. Ori el a înțeles treaba asta. Și a înțeles că nici măcar nu erau vinovați. La fel cu și Iuda. Imaginați-vă că tot răul care venea ca umbră a ucenicilor, la un moment dat s-a manifestat printr-unul. Și nici măcar el nu este într-un totul vinovat. Vina lui este că se sinucide. Aia este altceva. Dar vreau să vă spun ceva. Când este răul foarte mare, oricine poate să facă inclusiv asta. Da? Deci aici e foarte mult de discutat. Dar ca idee, într-adevăr, el era foarte convins, știa foarte clar care e misiunea lui, știa foarte clar ce trebuie să întâmple, știa foarte clar ce vine peste el, știa foarte clar că oamenii respectivi sunt mult prea umani, ca să zic așa, ca să poată să stăpânească respectivul rău și știa foarte clar cine e în spatele. Clar, trebuie să ne înțelegem locurile. Absolut. Orice gând pe care îl emitem schimbă ceva în jurul nostru. E atât de simplu și atât de greu de acceptat lucrul ăsta. Fiecare poate să facă parte din partea asta cu iubirea aproapelui. Dar cred că primul pas e ăla cu să mă iubesc pe mine totuși. Adevărata iubire sau prima formă de iubire e asta de a mă iubi pe mine, dar nu înțelea asta în sensul ăla de narcisism. În sensul ăla de a mă împăca cu mine, cu așa cum sunt eu. Cu bunele și cu relele mele. Și cu defectele mele. Și iarăși am împăcat cu defectele mele. Nu înseamnă să zic, mamă, ce frumos, rămân în defectul ăsta până la capăt. Ce înseamnă să știu, să accept că există un viitor. Că eu am un traseu de parcurs, că mi este permis să mă desprind, să-mi îndrept acele defecte și să merg mai departe. În momentul în care am făcut exercițiul ăsta cu mine și am ajuns să mă iubesc pe mine, acceptându-mă, gândindu-mă, pot să adresez toate lucrurile astea unei alte persoane. Și pot să mă uit la defectele unei alte persoane, fără să o urăsc și iubindu-o, știind că ea poate să plece de acolo și să ajungă mai bună, cu sau fără ajutorul meu și niciun caz să mă duc peste asta să compleșesc cu ajutorul meu și spun, ca să te iubesc eu pe tine, astăzi, acum și aici te fac mai bun. Așa privesc eu lucrurile. Deci întâi pornește exercițiul iubire cu mine însumi.
Nu, iertarea poate să facă parte din acel proces, din împăcarea mea cu anumite lucruri. Ce cred eu că înseamnă? Imaginează-ți omul care te-a rănit cel mai rău în viața asta. Și imaginează-ți că trebuie să te duci în cer și acolo să-l iei în brațe. Întrebare la radiestezie. Domnule, dacă ajungem în cer și ne întâlnim cu Argeșanu, ce facem? Și acolo că ajungem cu Argeșanu. Să aștepți până în cer, nu poți să o faci acum. Adică nu trebuie să aștepți în cer, să știi că în cer o să te întâlnești cu ăla și trebuie să-l iei în brațe. Și chiar de nu poți să imaginează-ți că acel cel mai mare nu poți să te duci în cer până nu ierți pe toți care ți-au greșit, până nu te împaci cu toți care ți-au greșit, până nu iubești pe toți cei care ți-au greșit. Foarte simplu. În Ortodoxie se spune urăște păcatul, dar iartă pe păcătos. Dacă tu faci diferența între om și răul din om, atunci îmi dau seama că relativ la mine s-a manifestat răul respectiv, că undeva eu am rezonat cu răul respectiv și că până la urmă, până și omul respectiv are o lecție din treaba asta. Adică, mie nu mi se întâmpla ca, nu se poate întâmpla ca cineva să mă rănească dacă eu n-aș avea buba aici. Știi, principiul victima își atrage călăul. Adică căprioara rănită atrage lupul. Înțelegi ce vreau să spun? Și atunci problema nu e de lup. Problema e de rana mea. Și atunci problema mea este nu de ce m-a rănit el. În momentul în care trebuie să iert pe cineva, eu am de fapt atenția îndreptată către el și zic, el m-a rănit. Dar eu nu mi-asum faptul că eu aveam buba aia care a atras rana aia. Deci, victima își atrage călăul. Știi? În medicina legală se studiază profilul victimei. Studiindu-se profilul victimei, se găsește profilul călăului. Și atunci problema nu este de călău. Problema este de tine. Și atunci, evident, eu n-am de ce să fiu supărat pe cineva care m-a rănit. Nu am de ce. Pentru că ceea ce a atras persoana respectivă este rana mea. Ai înțeles ce vreau să spun? Nu e el, va fi altul. Ca așa se întâmplă. Noi așa facem. Ăsta nu-i bun. Dă-l la o parte, vine altul. Mă bușește tot acolo. Dă-l și pe ăsta la o parte. Buf! Vine și ăsta. Și de fapt, noi nu schimbăm problema. Noi schimbăm oglinzile. Dar rana e în noi. Și atunci, când se schimbă exteriorul, în momentul în care eu mi-am dat seama de rana mea, am închis-o, atunci nu mai vine din exterior. Și atunci eu nu am de ce să fiu supărat pe omul de lângă mine. Și de-aia se spune că omul de lângă mine îmi este mentor. Și că mentor... Știți că spunea la un moment dat Link IT, parcă spunea chestia aia cu mulțumesc celor care m-au rănit, nu mulțumesc celor care, mulțumesc celor, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Pentru că în realitate toți din jurul nostru ne sunt mentori. Chiar dacă ne lovesc acolo unde ne doare. Și ar trebui să zic să rămână că mă lovește acolo unde mă doare. Pentru că dacă mă lovește acolo unde mă doare, înseamnă că mi-a găsit un punct care este vulnerabil. Și atunci dacă m-a rănit, problema nu e el care m-a rănit. Problema sunt eu că sunt rănit. Dacă n-am, cum să zic eu? Eu, soție, am un soț. Ăsta cam calcă strâm, nu? Bun. Și mă doare treaba asta. Dom'le, el nu știe să facă decât asta, că așa e. Se duce, știi, după cum îndreaptă capul mic. Corect? Bun. Deci el atâta știe să facă. Dacă pe mine mă rănește, el e problema? Sau eu? Dacă aș fi bine condiționat, m-ar durea că cineva mă înșală? Nu. Mă doare tocmai pentru că iubesc condiționat. Mă doare tocmai pentru că am așteptări. Mă doare tocmai pentru că sunt posesiv. Mă doare tocmai pentru că am niște scheme de gândire. Dar pe tine te deranjează dacă domnul ăla care nu-l cunoști se culcă cu toate doamnele? Nu. Bine, nici nu-l iubești. Dar dacă ar fi fratele tău și s-ar culca cu toate doamnele, te-ar deranja? Nu. El îl iubește. Corect? Deci asta este diferența.
Noi considerăm că oamenii trebuie să se manifeste într-un anume fel relativ la noi. Ei, în momentul în care ies din schemele noastre, suferim. Dar problema nu e a lor, problema e a noastră. Și atunci, iertarea mea de unde trebuie să vină? Din înțelepciune și din înțelegere. Bă, dacă pe un om îl mănâncă, există o altă modalitate decât să scarpină? Nu. Și atunci, de ce să mă supăr? Asta și din cauza că credeți că, de fapt, noi nu-L iubim pe celălalt, vrem să-L avem. Să-L avem. E undeva al nostru. Când vrei un om, e o chestie asta, nu înțelesesem când am citit eu și am citit Șogunul când eram în facultate, aveam și eu vreo 19 ani. Și citești Șogunul și la un moment dat e faza cu Maico când îi duce cea mai frumoasă curtezană, cea mai și o dă lui ăsta, mă rog, lui Captain Cook, cum îl cheamă pe ăla, nu mai știu. Zic. Și spune că pentru că te iubești și nu poți să fiu a ta, ți-am adus cea mai frumoasă femeie. Și stăteam și mă gândeam, cum o fi asta? În societatea românească, știi? Cum? Deci gândește mentalitatea japoneză. Și am stat și m-am gândit. Bă, nu știu dacă aș fi în stare să-i duc iubitei mele cel mai mișto bărbat. Dar asta nu înseamnă că o iubesc necondiționat. Ai înțeles? Dacă aș iubi necondiționat, să zicem, ești într-un cărucior, da? Ajungi într-un cărucior, oricând se poate întâmpla. Corect? Asta e o chestie de fracțiune de secundă. Bun. Ai fi în stare ca femeia pe care o iubesc să... Greu! Dar eu înțeleg treaba asta. Dar știu că așa ar trebui să fie. Înțelegi? Atunci nu mai afectează. O să vezi ce detașați sunt oameni, știi? Mie îmi place de oameni care s-au certat în timpul căsătoriei. S-au certat și după aia se despart fiecare prietenul și după aia discută ca niște prieteni. De ce n-au putut să facă asta înainte? Pentru că erau căsătoriți și credeau că au dreptul unul asupra altuia. N-ai niciun drept. Nici măcar a ta nu ai foarte multe drepturi. Dar pe asupra altcuiva. Povești. Deci, astea sunt. Noi trebuie să învățăm din toate, din situații, din relații, din... Există altă schemă decât soț, soție, amant sau amantă?